Buturugă, de Emilia Plugaru. Poți să nu-i dai de băut, să nu-i dai de mâncare, dar motanului Buturugă nici de cum nu poți să-i interziși să cânte. Miorlau, miorlau, cântă Buturugă de dimineață până seara târziu. Cântă când vânează, când muncește prin gospodărie, ba uneori vecinilor li se pare că motanul cântă chiar și atunci când doarme. Măi, Buturugă, măi, îi zice bătrânul gânsac Gagu, mai tași bre din gură că m-ai asurzit cu miorlăitul ăsta al tău. Barem dacă ai cânta și tu un cântec din alea care să te ungă la suflet, dar așa nici tu melodie, nici tu glas. Buturugă, într-o zi vom fi nevoi să ne luăm lumea în cap de răul tău. Ce pricep mata moș Gagu, râde Buturugă, acum nu se mai cântă ca pe vremea voastră. Dacă vrei să știi, miorlăitul meu azi e la modă. Când o să ajung vestit, te vei mândri că l-ai cunoscut pe marele Buturugă. Și iarăși cântă, atât doar că un pic mai încet, până uită că își deranjează vecinii. Buturugă, îi zice altădată gânsacul, de vrei să auzi o cântare adevărată, scoală-te din mincioară și ascultă cum cântă privighetoarea. După asta te vei lăsa de ale tale. Hi, 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 hohotește motanul. Privighetoarea? Cine crezi că o mai ascultă în zilele noastre pe leșinătura aia? Nimeni. Poate doar moșnești de al de dumneata. Eu sunt adevăratul cântăreț. Eu. Se bate cu lăbuța în piept Buturugă, apoi continuă să miorlăie cu o și mai mare râvnă. Toată ulița e sătulă de o asemenea cântare. Totuși nimeni nu se supără cu adevărat pe Buturugă. Treaba e că el nu e chiar un motan oarecare, cu toate apucăturile sale motănești. E drept, uneori e tare șmecher și hoțoman. Nu lasă din ce găsește alături, dar spre deosebire de confrații săi, Buturugă e nemaipomenit de harnic și de muncitor. Unde mai pui că e și săritor la nevoie? Dacă îi trebuie lui Gagu să-i fie umplute căzile cu apă, ca să aibă cu ce șuda grădina, bineînțeles că Buturugă e cel de le umple. Găinușa Pic, vecina din dreapta, e îndeajuns să strige Buturugă, că Buturugă e deja cu sacul în spate hăt în vârful dealului, acolo unde și învârte morișca zi și noapte moara de vânt. Se întoarce repede cu făină caldă și până ce găinușa trebăluiește pe lângă plită, câteva ușoare dispar fără urmă din cuibar. Nu sunt vinovat, nu sunt vinovat, strigă motanul fără să fie întrebat, în timp ce gălbenușul rămas pe mustăți încă nu e bine uscat. Măi, Buturugă, măi, oftează găinușa, te-aș fi servit oricum și nu se supără, căci pe Buturugă nu te poți supăra. Să nu fi trăit Buturugă pe ulița lor, ar fi murit de mult cu toții de foame, ar umbla șoarece prin hambare ca la ei acasă. Dar Buturugă are grijă de șoricei și aceștia nu îndrăznesc să-și ia nasul la purtare. Doar dulăul Rex mereu e nemulțumit de motan. O să vezi, o avertizează el pe găinușă. Ai prea multă încredere, acum îți papă doar ouăle. De grabă însă va da de gustul cărniței de pui. Să nu-mi zici tu că nu te-am avertizat. Găinușa nu îl ia în serios pe Rex. Încrederea ei față de motan rămâne neschimbată. De aceea, ori de câte ori pleacă undeva, își lasă odraslele în grija cui credeți? În grija lui Buturugă. Buturugă, glumește ea, până mă întorc, fă așa ca puișorii mei, în loc de piu-piu, să nu strige cumva miorlau, miorlau. Ne-am înțeles, Buturugă? Nici o grijă, răspunde motanul. Mai degrabă vor fura ouă, dar miorlau niciodată. Și Pic știe, când va reveni, puișorii vor fi sătuli, odihniți, adăpați, bine îngrijiți. Și atunci, ce pretenții poți să ai? Într-o dimineață de primăvară, moș Gagu se trezi cu o mare dispoziție. Soarele strălucea, era cald, iarba încolțise, caisul de lângă prispă se acoperi de floare. Trecuse o iarnă grea și pentru prima dată în viață, lui Gagu îi veni cheful să cânte. Ga, ga, ga,
cântă gânsacul din toată inima și brusc se dumeri. Măi, 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 se miră Gagu, iată de ce motanul o ține tot într-un cântec. Buturugă are mereu dispoziție, altfel l-ai auzit doar mieunând. Moș Gagu, îi strigă găinușa care tocmai trecea pe alături. Abia am scăpat de miorlăitul lui Buturugă, că ai pornit mata cu găgăitul. Ce se petrece, Moș Gagu? Pe ulița noastră doar cântăreți. Mai rămâne să înceapă Rex cu ham, ham și orchestra e gata. Sări speriat Moș Gagu. Buturugă nu mai cântă? Asta înseamnă că nu are dispoziție. O fi pățit ceva? Buturugă, strigă el. Unde ești, Buturugă? Sunt aici, apăru imediat lângă gard Buturugă. Să te ajut cu ceva, Moș Gagu. Vai de mine, se bucură gânsacul. Ce-ai pățit, dragul meu, că nu te aud? Nu am pățit nimic, răspunse un pic întristat Buturugă. Atâta doar că nu mi-arde de cântat. Am altele de făcut. Adineauri am început să-mi sap grădina. Buturugă, pe mine nu mă minți. Recunoaște, de ce nu ai dispoziție? Nu am și basta. Pe scurt, Moș Gagu, niciun cântec nu sună cum trebuie dacă nu e acompaniat de un instrument muzical. Nu mă mai auzi până nu-mi cumpăr un acordeon. Un acordeon? Râse cu poftă gânsacul. Dar păi un acordeon în zilele noastre costă o avere. De unde o să-ți costă acordeonul, măi, Buturugă? Din pământ, Moș Gagu, din pământ. Și Buturugă își caută de treabă. Își sapă toată grădina până și o grada o sapă, lăsând doar o cărărușă îngustă. Apoi, pe pământul proaspăt afunat, presară multe, multe semincioare. Spre sfârșitul primăverii, ograda și grădina lui Buturugă erau toate în floare. Cei de pe uliță rămaseră stâlpi de mirare. Nu mai văzuseră atâta frumusețe. De unde ai găsit, Buturugă, asemenea flori? Ce ai de gând să faci cu ele? Nu mai conteneau cu întrebările. Buturugă știa ce are de făcut. Pentru început, dărui fiecărui vecin câte o floare. Lui Rex îi dărui o floare albă, semn de pace și bună înțelegere. Rex, bosunflat ca de obicei, refuză, dar floarea era atât de minunată că până la urmă o luă. Totuși nu se abținu să nu mârâie. Nu te cred eu, Buturugă. Nu ești tu cel care pare a fi... Odată și odată îți vei arăta adevărata față. Dar ce-i păsa lui Buturugă de ceea ce crede Rex? Fără să piardă din timp, încărcă două panere cu flori și fuga la târg. Cine a văzut vreodată un motan, un motan adevărat care vinde flori? Imediat se făcu coadă la florile lui Buturugă și în câteva minute, în loc de flori, motanul se pomeni cu un șumuiac de bani. Bucuros, luă banii și alergă la un magazin cu instrumente muzicale. Acasă se întoarse cântând la acordeon. Drâmba, 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 miorlau, miorlau. Din acea zi, vecinii lui Buturugă trăiau într-o veselie. Începură să le placă acordeonul. În zilele de sărbătoare, se adunau în ograda lui Buturugă, dănțuiau, cântau și viața le părea frumoasă. Într-o altă dimineață de primăvară, Moș Gagu iar se trezi cu o dispoziție bună și cu un chef nebun de cântec. Ga, 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 cântă Gagu și brusc își aminti că de câteva zile nu-l mai aude pe Buturugă. Aoleu, se îngrijoră el, o fi pățit ceva? Alergă la casa motanului. Găsi ușile larg deschise, iar de Buturugă nici pomină. Pic, o întrebă gânsacul pe găinușă. Nu știi pe unde umblă Buturugă? A plecat, răspunse cu tristețe găinușa. Gata, nu-l mai auzim cântând. Cum să plece Pic? Ce ne facem? Cine ne scapă de șoareci? A venit, continuă găinușa. Mi-a adus acordeonul și m-a rugat să îl păstrez. A zis că se va întoarce, doar că nu știe când. În ceea ce privește șoarecii, s-a înțeles cu un confrate de-al său. Ăla, la fiecare sfârșit de săptămână, va da o raită prin hambarele noastre. Așa că nu-ți fă griji. Pic, cum să nu-mi fac griji?
fără buturugă ne vom topi de tristețe. Ce ne facem pic? Ce l-o fi apucat? Nici măcar nu și-a luat rămas bun. Un motan, tot motan rămâne. A spus că alături de noi îl roade plictiseala și că dacă mai rămâne, niciodată nu va ajunge mare. Mare ce? Mare artist, bineînțeles, căci asta voia, să-l cunoască și să-l asculte o lume întreagă. Artist? Se alătură discuției flocosul câine Rex. Nu mă faceți să râd. V-aș spune eu ce o să ajungă motanul. Mai bine însă tac. Chiar nu aveți altceva de făcut decât să bociți după buturugă? Căutați-vă de treabă, dragii mei. Dar oricât nu și-ar fi căutat de treabă, după plecarea lui buturugă, pe uliță se instală un soi de tristețe care se întindea și se întindea ca un mucegai. Fiecare se închidea în căsuța sa, rămânând față în față doar cu propriile nevoi. Apoi, ca să fugă de atâta tristețe, mulți își lăsară casele și se duseră în lume. Pui găinușei pic plecară primii. Găinușa rămase singurică, cu inima frântă, cu saci plini de grăunțe, pe care nu mai avea cine să-i încarce în spate și să-i ducă la moară. În fiecare seară ieșea la portiță și privea în lungul drumului. Degeaba aștepți pic, o zădăra răutăciosul Rex. Nu se vor întoarce, ești singură pic, de altfel ca și mine, ca și Gagu. Atâta doar că noi nu am avut niciodată pui. Se vor întoarce, Rex, răspundea găinușa. Însă, în adâncul sufletului, nici ea nu credea în ceea ce zice. Căsuțele păreau că plâng de atâta pustietate. Nu-i adevărat că o casă e piatră și atât? O casă e vie și are suflet, zicea uneori găinușa. O casă părăsită e ca un bătrân singuratic căruia nu-i rămâne decât să stea pe gânduri și în mintea căruia se perindă, rând pe rând, firul amintirilor a unei vieți trecute pe care nimeni nu o poate readuce înapoi. Uneori, tristețea și singurătatea, dacă sunt de scurtă durată, te fac pur și simplu să iei viața mai în serios, își zicea găinușa pic. Dar dacă aceste două stări persistă, atunci ele devin distrugătoare. Și fiindcă nici una, nici cealaltă nu dispărea de pe fosta ulița motanului buturugă, aveai senzația că ulița a murit. Și doar fumul subțire ieșit din unele hogeaguri în nopțile friguroase de iarnă îți dădea senzația că viețuiește cineva pe acolo. Pic trăia cu speranța că într-o zi puișorii ei se vor întoarce acasă. De aceea casa era mereu primenită, iar pe masă, în fiecare seară, aburea un clit de plăcinte. Plăcintele se răceau, găinușa le împărțea lui Gagu, lui Rex, în timp ce puișorii continuau să rămână prăpădiți prin lume. Într-o noapte cu furtună, un fulger hoinar nimeri direct în acoperișul casei găinușei. Biata de ea reuși să alerge afară doar cu acordeonul lui buturug în brațe. A doua zi, un cer limpede, albastru, un soare cald și strălucitor priveau nepăsător la o biată găinușă împietrită lângă un morman de cenușă. Pic, îi zise bătrânul gânsac Gagu, vino să trăiești în casa mea, e loc îndeajuns. Însă dacă nu dorești, atunci treci în casa lui buturugă. Sunt convins că nu ar avea nimic împotrivă. Nu, Gagu, îi răspunse cu tristețe găinușa, voi rămâne aici. Când mi se vor întoarce puii, vor deschide anume această portiță. Fiecare ființă vie, Gagu, trebuie să aibă trei lucruri ale sale: viața, puii și cuibul său. Altfel, pentru ce să trăiești? Îmi voi construi un alt cuib, aici, alături de mormanul de cenușă. Această cenușă nu e altceva decât niște amintiri arse, pe care trebuie să le învii. Și Pic se puse pe treabă. Pentru început, își ridică un șopron pe care îl acoperi cu frunze de brusture. Și fiindcă nu mai avea bani pentru mai mult,
porni să adune sub șopron sași cu grăunțe pe care le strângea cu mare migală de pe miriște. Voi vinde grâul, își zicea Pic, iar pe banii adunați îmi voi cumpăra cele necesare pentru casă. Până în iarnă, casa va fi gata. Într-o zi, intrând cu sacul în spate pe portiță, văzu pe cineva în ogradă. Nu mă recunoști, Pic? Întrebă domnul din fața sa. Buturugă, chiar tu să fii Buturugă? Eu, hai, lasă sacul. Spune-mi cum o duci. Ce s-a întâmplat de nu mai ai casă? E o istorie, așa a fost să fie. Asta e. În schimb, acordeonul nu a pățit nimic. Îți mulțumesc pentru acordeon. Trec altă dată să-l iau. Ai nevoie de ajutor, Pic? Nu, mă descurc. Spune-mi, Buturugă, întrebă găinușa. Ai ajuns mare artist? Mare artist? Ha, 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 râse cu poftă motanul. Am ajuns mare, Pic, doar că nu artist. Sunt un mare bogătan. Sunt foarte bogat. Acum, la banii pe care îi am, doar să vreau. Nu mă costă nimic să mă fac artist. Însă nu am timp pentru asemenea fleacuri. Poate la bătrânețe, cine știe. Rămâi cu bine, Pic. Buturugă plecă și ulița învie. Cel puțin aveau ce discuta. Cu pălăria aia oribilă, în cizmele alea roșii, motanul vostru arăta ca o paiață, zicea cu răutate bătrânul Rex. Doar pălăria costă o avere și la câte ouă ți-a păpat, Pic, putea să-ți aducă măcar un căpețel de ață. Îmi închipui că bogăția l-a făcut să fie zgârcit, zicea cu mai puțină răutate Moș Gagu. Orice ați zice, a muncit pentru toate pe care le are, sărea în apărarea lui Buturugă găinușa. A ajuns bogat datorită minții și muncii sale și nu doar... Of, 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 ironiza Rex. De parcă eu și cu tine nu muncim sau suntem niște proști, dar cu ce ne-am ales? Cu nimic. Și știi de ce? De ce? Fiindcă nu avem noroc și nu suntem atât de șmecheri ca Buturugă. Plus că Buturugă îl știm cu toții ce poamă e. Lasă, Moș Rex, pentru a fi bogat nu te ajută nici mintea, nici munca, nici norocul. Dacă nu ai îndrăzneală, dorință și putere să riști, așa cred eu. Doamne, cu ce t-o fi cucerit Buturugă ăsta că l-a apere atât? Cu nimic, doar că nu îmi place să judec. Ca și mai înainte, găinușa Pic, fată Ziulica, aduna boabe de grâu, iar seara ieșea la portiță și privea în lungul drumului. Vin? Întreba Rex. Nu, răspundea ea cu tristețe. Într-o zi, întorcându-se de la muncă, văzu că în șopron nu mai e niciun săculeț. Cineva îi fură munca de o vară. Dispăruse și acordeonul. Acum nu-i mai venea decât să le lase pe toate în urmă și să pornească pe drumuri. Voi pleca, îi zicea ea lui Gagu. Voi pleca să-mi caut pui. Poate umblând așa hoinară, într-o bună zi voi da de bieții mei puișori. Ești nebună? Se sperie Gagu. Unde să te duci? Nu vezi? De grabă e toamnă. Până la iarnă a rămas Timirce. Nu pleca, te rog. Te vei prăpădi, știi bine. Și totuși, într-o dimineață, Pic privi cu tristețe la grămăjoara de cenușă de sub șopron, apoi, cu o bocceluță în spate, merse încet spre capătul uliței. Privirile ei erau îndreptate doar înainte. Nu avea curajul să privească înapoi. Când ajunse la ultima casă, se opri. Din ogradă se auzea un acordeon. Îl sări pe Buturugă. Intră, Pic, îi vorbi Buturugă. Nu-ți fie teamă, nu trebuie să pleci de pe ulița ta. Privește, toți săculeții cu boabe sunt aici, la adăpost. Sub acest șopron, în care niciodată nu va pătrunde picătură de ploaie, te-am așteptat să vii și te rog să mă ierzi că le-am făcut pe toate fără permisiunea ta. Dar, Pic, știi bine că nu ai fi reușit să-ți ridici o căsuță de una singură. Ar fi venit ploile și din șopronul tău șubred s-ar fi ales praful. Aceasta e casa mea. Știu, nu vei fi de acord să rămâi pentru totdeauna,
Dar până îți construiesc o nouă căsuță în o gradă în care nu doar tu ți-ai petrecut o bună parte din viață, ci și eu, te rog, nu refuza. La câte ouă dulci și gustoase ți-am păpat, ceea ce vreau să-ți ofer acum nu e un dar. Îți întorc o veche datorie, atât. Și-ți mai promit ceva, pe ulița noastră va răsuna din nou muzica și într-o bună zi puișorii tăi se vor întoarce acasă. Crede-mă, nu sunt vorbe aruncate în vânt. O să mă țin de cuvânt. Ce zici, Pic? Visul lui Tigruț, de Emilia Plugaru. Puiul de tigru cunoaște foarte multe povești despre lună, dar niciodată nu a văzut-o în realitate. Bunico, întreabă el, cum arată luna de pe cer? O, luna e mare, rotundă, portocalie, seamănă cu un bostan copt. Dar cum arată un bostan copt? O, un bostan copt e mare, rotund, portocaliu, seamănă cu luna când e plină. Vreau să văd luna, arată-mi-o, te rog. Nu pot, puiule, luna răsare doar după ce toți picii adorm. Atunci arată-mi un bostan copt, scâncește Tigruț. Mâine, puiule, acum e târziu, dormi. Bunica își mângâie și sărută nepotul. A doua zi, dis de dimineață, Tigruț îl întâlnește pe puiul de elefant. Lefănțică, întreabă el, știi cumva cum arată un bostan copt? Da, e mare, rotund, portocaliu. Privește-l, e unul chiar aici. Puiul de tigru privește nedumerit bostanul. Lefănțică, întreabă iarăși Tigruț, ai văzut vreodată luna de pe cer? Nu, răspunde Lefănțică, doar am visat-o. Luna răsare după ce eu adorm, iar mie îmi place somnul. Cine doarme mult, crește așa ca mine. Vezi cât de mare sunt? Aha, e de acord Tigruț, ești foarte mare. Vreau să fiu ca tine, mă duc imediat să dorm. Somnul roșilor, sare de pe frunză de brusture o broscuță mică, verde, pântecoasă, pe nume Oachiucoa. Ce importanță are de ești mare, de ești mic? Iar eu nu dorm aproape deloc. În schimb, în fiecare noapte stau la sfat cu crăiasa lună. Noi, broscuțele de pe lacul de argint ce se află în Valea cu Roze, noapte de noapte ne adunăm și îi cântăm lunii serenade. Uite așa, apa-i caldă, liniștită, noaptea-i luminată, sus pe cer, printre steluțe, lună, ești frumoasă. Luna ne aude, ne zâmbește, apoi coboară și se bălăcește împreună cu noi în apele lacului. Fără de lună, întunericul e foarte fioros, foarte fioros. În locul vostru, măcar o dată în viață aș dormi mai puțin, dar aș face cunoștință cu luna. Mie îmi place somnul, zice Lefănțică și cască. Stă la îndoială Tigruț. Nu e nimic grav dacă o să fiu un pic mai mic. Oachiucoa, se apropie el de broscuță, fă-mi te rog cunoștință cu luna care zici că e atât de frumoasă. Nu cred că seamănă cu acel bostan. Nu cred și gata. Coa, 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 râde Oachiucoa. Bineînțeles că nu seamănă. Vino la noapte pe malul lacului din Valea cu Roze. Te vei convinge singur. Pe cerul cu stele, nimic nu e mai frumos ca luna. Nimic. Și Oachiucoa dispare în pliurile frunzei de brusture. Dar când vine noaptea, Tigruț adoarme buștean. Visează un vis ciudat. Se face că el, Tigruț, merge prin Valea cu Roze spre lacul de argint. Noaptea e atât de neagră încât nu se vede nimic. Nu-mi e frică, se încurajează Tigruț. Sunt foarte curajos, foarte curajos. Luna, în comparație cu mine, e o fricoasă, o fricoasă.
deodată alunecă și se pomenește în apa rece a lacului. Ajutor! Strigă speriat puiul de tigru. Salvați-mă! Mă nec! Cine se neacă oare? Se întreabă câteva broscuțe. La un miez de noapte să-l salvăm, veniți surate! Nu se vede mai nimic! Beznă-i aici! Unde-i oare? Unde-i oare? Unde-i licurici? Veniți iute toate! Broscuța pe nume Oachiucoa aleargă în căutarea lui licurici. În sfârșit, somnoros, vine moș licurici. La lumina slabă a felinarului său, broscuțele îl zăresc pe tigruț. Priviți, zic ele nedumerite, un pui de tigru. Apa îi este până la piciorul broaștei, dar strigă că se neacă. Coa, 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 nu avem pe cine salva, să plecăm surioarelor. Vai, ce răutăcioase mai sunteți, se încruntă broscuța Oachiucoa. Nu aveți pic de milă, poate că sărmanul nu știe să noate, îi este frică de apă. Așa să fie, îl întreabă pe tigruț broscuțele. Da, răspunde sincer în visul său puiul de tigru. Nu știu să not și mi-e frică de apă. Prostuțule, îi zâmbesc broscuțele, e atât de simplu, te învățăm imediat. Vei nota ca peștele. Începem? Și dacă mă înnec, cine răspunde? Stai fără de frică, zâmbește Oachiucoa. Ai încredere, mergi după mine. Luminează, licurici, poruncesc broscuțele și tigruț pornește prin apă în urma lor. Când nu mai simte pământul sub picioare, strigă. Auleu, mă înnec, salvați-mă! Dar broscuțele se adună, formează o plută și îl ridică la suprafață. Tot alaiul plutește printre nuferi. Tigruț e foarte fericit. Oachiucoa, care e în frunte, îl îndeamnă necontenit. Din lăbuțe, din picioare, dă mai tare, tot mai tare. Uită-te atent la mine. Foarte bine, foarte bine. Tigruț repetă mișcările pe care îi le arată Oachiucoa. Nici nu observă cum pluta din broscuțe se destramă. Nu știe că acum înnoată de unul singur. Bravo, tigruț, îl laudă broscuțele. Ai reușit! Acum puiul de tigru lunecă pe suprafața apei de parcă s-ar fi născut aici. Dar ce se întâmplă? În jur se luminează ca ziua. Însă această lumină nu vine de la felinarul lui Moș Licurici. Tigruț vede că lacul e de argint, că se află în mijlocul nuferilor. De pe fiecare nufăr îl privesc cu ochi de broscuțe. Fără să știe de ce, își înalță privirea spre cer. Nourași albi, violeți, albaștri, portocalii se destramă rapid, făcând loc pe boltă unui glob mare de aur. Globul împrăștie cu dărnicie lumină peste lac, peste pădure, peste munții ce își înalță frunțile hăt până în tălpile cerului. Tigruț e fermecat de această priveliște. E luna, șoptește Oachiucoa. A răsărit luna. Fii atent, acuși se va scălda în lac, va coborâ printre noi. Și nu reușește tigruț să clipească din ochi că luna e în apă. Vai, strigă el, se va înneca, salvați-o. Ea nu știe să noate, se înneacă luna. Dar broscuțele râd, fac cerc în jurul lunii de pe lac, dansează și cântă fericite. Apa-i caldă, liniștită, noaptea-i luminoasă. Lună, lună de argint, lună, ești frumoasă. Tigruț nu pricepe nimic. Eu voi salva luna, de unul singur. Nu voi permite ca noaptea să rămână fără de lumină. Întunericul e prea fioros, prea fioros. Și tigruț se repede spre lună. Dar când parcă gata-gata să o prindă, hop că luna dispare. Vai, plânge tigruț, nu am reușit, luna s-a înnecat. Prostuțule, îi zâmbesc broscuțele, privește, luna e sus. Și în acel moment, puiul de tigru se trezește. Se freacă cu lăbuțele pe la ochi. Ce vis ciudat, șoptește el, totul părea atât de adevărat. Departe, în vale, aude glas de broscuțe. Oac, 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 oac. Vin o lună iar pe lac. Alături prin iarbă cântă chiriecii. Cri, 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 cri. Toamna rece va veni. De
deodată, exact ca în vis, culcușul unde doarme tigruț, câmpia și pădurea se luminează ca ziua. Dar nu e zi, e luna, luna cea adevărată. Tigruț o vede aninată în vârful unui arbore înalt, mare, rotundă și strălucitoare, și nici pe departe nu seamănă cu un bostan copt. Mâine îi va povesti lui Lefănțică, îi va spune că luna e foarte frumoasă și că întunericul fără de lună e foarte fioros. Îmi pare atât de bine că m-am trezit ca să te privesc, lună, îngână tigruț. Dormi, adormi, măi pui de tigru, ca o mamă grijulie îi zâmbește luna. Plec și eu să dorm în nori, să crești mare și frumos. Noapte bună, puișor! Marea competiție de Emilia Plugaru. Trezește-te, Rică, bate încet în ferestruică privighetoarea veg. Acuși e ziua. Rică deschide ochii. Somnul nu vrea să-l lase din împărăția sa. Rică, trezește-te! Brusc iepurașul sare în picioare. Soarele încă nu a răsărit. Noaptea încet se retrage, păsărelele ciripesc, iar veg își începe fermecătoarea sa melodie. Rică iese în pridvorul casei, îmbrăcat doar în chiloței. E sfârșit de primăvară, e cald, florile de pe câmpie își împrăștie cu dărnicie parfumul și pe asemenea vreme, ce poate fi mai frumos ca gimnastica de dimineață? 1, 2, 1, 2, înainte, înapoi, 3, 4, 3, 4, să începem alergatul. Zice Rică și face câteva cercuri în jurul căsuței sale. Apoi se oprește. Nu, nu e treabă bună. Să alergi de unul singur e pur și simplu plictisitor. Oftează iepurașul. Nu, nu e treabă bună. Să alergi de unul singur e pur și simplu plictisitor. De când a plecat prietenul meu, cățelușul Doggy, nu mai am cu cine să alerg diminețile. Dar nu pot să mă las de acest sport. A alerga înseamnă sănătate, dispoziție, voioșie, deșteptăciune. Da, da, cel care aleargă devine foarte deștept. Într-un corp sănătos, o minte sănătoasă. Urgent trebuie să-mi găsesc un nou prieten care va iubi sportul la fel de mult ca și mine. Hei, veg, strigă Rică, nu ai vrea să alergăm de câteva ori în jurul câmpiei? Cu cea mai mare plăcere, răspunde trist privighetoarea. Numai că piciorușele mele nu sunt făcute pentru alergat. Eu sunt o pasăre, Rică. Atunci eu voi alerga, iar tu vei zbura. Va fi foarte distractiv. Ce zici? Cu cea mai mare plăcere. Numai că, Rică, ieri motanul Tufă mi-a frânt o aripioară. Tufă, nemernicule, strigă Rică și într-o clipă e lângă privighetoare. Îl omor, veg, mă crezi? Te cred, Rică. Arată aripioara. A, veg, e grav. Adică, nu, nu e grav. Stai aici, să nu pleci. Vezi munții de colo? Cunosc în munți o văgăună în care crezi niște floricele albastre. Albastre. Sunt foarte tămăduitoare. O să-ți treacă durerea ca luată cu mâna. Așteaptă, zice iepurașul și o rupe la fugă. Ajunge în munți, culege floricelele, se întoarce, aplică vreo câteva petale pe aripioara rănită, o înfășoară cu o pânză de păianjen și în sfârșit răsuflă ușurat. Gata, veg, ți-am salvat aripioara. Rică, e uimită privighetoarea. Nu-mi vine să cred. Mi-a trecut. Chiar mi-a trecut. Rică, ești un vrăjitor. Un vrăjitor bun. De unde știi despre aceste flori? De unde, de neunde, când alegi toată ziulica, afli de una de alta. Pe scurt, veg, orice vietate trebuie să alerge. Oh, știu cine o să alerge împreună cu mine. Am plecat, pa! Și cu aceeași viteză zboară în direcția pădurii de după imaș. Trece de pădure,
trece de o câmpie și iată-l pe Rică pe malul mării, lângă căsuța broscuței țestoase Liz. Liz, ești acasă? Bate în ușă iepurașul. Acasă, acasă, tu ești Rică? Eu, Liz, deschide. Alerg, Rică. Trece o oră, trec două, nimeni nu se apropie de ușă. Liz, dacă nu vrei să mă vezi, spune-mi pe șleau. Se enervează Rică. Nu mă face să aștept, nu am timp de pierdut. Vai, se arată în sfârșit broscuța. Cum pot să crezi așa ceva, Rică? Niciodată nu m-am grăbit ca acum. Numai că sunt o țestoasă. Țestoasele se grăbesc foarte încet. Aoleu, și eu care credeam că voi înconjura împreună cu tine marea. Ce mă fac, Liz? Cum poți fi atât de înceată? Nu știai că dacă nu alergi, nu reușești nimic în viață? Fiecare secundă trebuie folosită și prețuită. Liniștește-te, Rică. Broscuțele țestoase nu au pentru ce să alerge. Știi câți ani am? Câți, Liz? 100. Bunica mea are 300 de ani și se gândește să mai trăiască câteva sute. Iar eu nu voi trăi mai puțin ca ea. Și atunci, unde să mă grăbesc? De ce să mă grăbesc? Doamne, Liz, se crucește iepurașul. Să fi avut eu anii tăi, știi pe câte le-aș fi reușit? Iar tu, ce ai reușit în suta ta de ani? Păi, în prima sută nu prea am făcut multe. Sunt încă mică. În a doua sută, am un vis. Vreau să merg în munți după apă dulce. Nu zic, și apa sărată e bună, dar apa dulce, am auzit că nimic pe lume nu e mai gustos. Și câți ani îți trebuiesc ca să ajungi acolo? Păi, probabil vreo 5. Liz, adu gălețile. Ba nu, le iau singur. Să nu pleci nicăieri. De fapt, ce zic? Nu ai unde să pleci. Așteaptă. Strigă Rică, care aleargă cu două găleți în direcția munților și Liz nici nu reușește să se dezmeticească că iepurașul cu gălețile pline e deja înapoi. Iată, ți-am adus apă dulce din munți. Bea, să nu faci economii, îți pot aduce în fiecare zi. Pa, Liz, mă grăbesc, zice iepurașul și iarăși e pornit pe fugă în căutarea unui prieten cu care să alerge. În mijlocul câmpiei o întâlnește pe văcuța Milca, o mare pictoriță ce desenează mereu. Știu, zâmbește Milca, vrei să mă rogi să alerg diminețile? Dar, Rică, nu pot. Privește, arată ea spre vițelușul de alături. Luș e încă mic, nu-l las singur nici pe o clipă, nici chiar după vopsele nu pot să mă duc. Ți s-au terminat vopselele? Da, Rică, oftează văcuța. Acesta e ultimul meu tablou. Ui de pictură până crește Luș. Nu trebuie să uiți, zice iepurașul. Îți aduc imediat vopsele. Mai ales că trebuie să-l văd urgent pe Doggy. Prietenul meu trăiește acum în orașul de după munți. Și Rica aleargă, se întoarce cu vopselele și cu Doggy. Milca, întreabă cățelul, nu l-ai văzut cumva pe Tufă? Cum să nu, răspunde văcuța. Uită-l colo, îi sticlesc ochii după vrăbiuțe. Până la urmă, lui Rică îi se face milă de motanul hrăpăreț, îl roagă pe Doggy să-l lase în pace. Tufă promite solemn că niciodată nu o va mai anina păsărele, îi ajung șoricei care mișună pe imaș, după o sperietură zdravănă, scapă cu blănița întreagă, pleacă plioștit, dar nu fără să mormâie pe sub mustăți. Las că mă răzbun eu, clăpăug nenorocit! Părăciosule, Doggy se întoarce în orașul său. Rică rămâne trist, însă nu se dă bătut. Marea competiție e prea importantă pentru el. La fiecare început de vară, pe imaj se adună toți iubitorii de alergat. Cine ajunge primul lângă ușa colibei lui Moș Mură, ce se află în munți, primește de la bătrânul urs zarzavaturi crescute în grădina sa. Nu că Rică nu ar avea zarzavaturi. Întrecerea e importantă, e atât de plăcut să fii primul. Pe de altă parte, cum să ajungi primul dacă nu faci antrenamente? Și cum să faci antrenamente dacă nu ai cu cine? Vă, se bate Rică peste ureche. Guță, cum am putut să uit? Și imediat aleargă la căsuța purcelușului. Guță, strigă el încă de departe, ieși afară. Ce te-a apucat, Rică?
Strigi de parcă dau turcii, e supărat purcelușul. Nu toată lumea se trezește odată cu zorii ca tine. Auleu, Guță, nu cumva dormeai? Ei, și dormeam, îmi place să dorm. Guță, acușe seară. Cum adică? Se sperie purcelușul. Oftează el. De fiecare dată pun ceasul, vreau să mă trezesc de vreme, mă trezesc și adorm înapoi. Nu știu ce să mai fac, zău. Îți spun eu, în fiecare dimineață o să vin să te iau să alergăm împreună. Nu o potrică. De ce? E nedumerit urecheatul. Fiindcă, rică, nu știu ce se întâmplă, dar pe zi ce trece, ușa mea se face tot mai îngustă. Nu mai pot să ies afară. E grav? Ba, nu e grav. Guță, ușa n-are nicio vină. Tu te îngrași. Dacă o duci tot așa, de grabă vom fi nevoiți să stricăm căsuța ca să te salvăm. Pe scurt, de mâine alergăm. Alergăm, dar cum ies din casă? Guță, ferește-te! Lasă-mă să trec, zice Rică și intră în cămăruța purcelușului. Doamne sfinte, își pune lăbuțele în cap iepurașul. Guță, cum trăiești într-o asemenea mizerie? De parcă ai trăit pe o movilă de gunoaie. E de la sine înțeles de ce nu te trezești. Aerisește și fă curat. Bine, te ajut. În seara asta să nu mănânci nimic. Mâine dimineață vei încăpea pe ușă. Îți promit. A doua zi, dis de dimineață, Guță aleargă găfâind împreună cu Rică, dar peste câteva zile uită de găfâit și principalul e că ușa s-a lărgit de-a binelea. Mai trece un timp, purcelușul aproape că îl întrece pe Rică și nu știe că acesta micșorează pasul ca să-i dea lui curaj. Rică e mândru de sine purcelușul. Când o să ajung primul lângă coliba lui Moș Mură, în afară de un coș plin cu ghinde, o să-l rog pe moșneac să pună acolo și câțiva morcovei. Căci cum n-ai da, ție ți le datorezi pe toate. Bine, Rică? Da, răspunde Rică. Iar dacă ajung eu primul, în afară de un coș plin cu morcovi, o să aduc și câteva ghinde. Au rămas doar 3 zile până la marea competiție. Într-o dimineață, cei doi se antrenează, când dintr-un tufiș, pe neașteptate, pe dinaintea lui Rică, trece în fugă motanul Tufă. Iepurașul se ferește de frică să nu-l strivească pe motan, se împiedică și rămâne nemișcat. Ha, 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 râde mulțumit în sinea sa Tufă. Așa-ți trebuie părăcios nesuferit. Ți-am promis că o să mă răzbun. În scurt timp, vestea că iepurașul și-a frânt un picioruș face ocolul câmpiei. Ba se duce și mai departe. Privighetoarea zboară ca vântul în munți după floricelele albastre. În casa lui Rică se adună toți prietenii săi. Milca îi aduce o străchiuță cu frișcă și îi pare rău că e atât de mare și că nu poate să intre ca să-l salute și să-i ureze personal însănătoșire grabnică. Parcă toți sunt prezenți când odată cineva bate la ușă. Cine să fie? Se întreabă iepurașul. Eu sunt Rică, intră grăbită în căsuță broscuța țestoasă Liz. Am greșit când am zis că o țestoasă nu poate să alerge. Poate, Rică, dacă cel mai bun prieten al ei e la ananghie. Ți-am adus un ou ușor. Oul de țestoasă face minuni. Rică își privește prietenii și ochișorii îi se umplu de lacrimi. Nu, își zice el, nici o competiție din lume nu-ți poate înlocui prietenii. Și e fericit că are atât de mulți. Marea competiție o privește la televizor. Rică, îi strigă de pe ecran Guță, pregătește masa. Îți aduc cei mai dulci, cei mai gustoși morcovi din lume. Mincinosul de Emilia Plugaru. Motanul Dungă stă tolănit în grădinița cu flori. E atât de plăcut să inspiri aerul parfumat, să fii mângâiat de razele primăvăratice ale soarelui, mai ales după ce ai petrecut o iarnă lungă și friguroasă în compania șoarecilor din pod.
dungă s-a cam săturat să vâneze șoareci. Aici, în grădiniță, se adună vrăbiuțele și e cea mai bună ocazie să se înfrupte cu cărniță dulce de păsărică. Atâta doar că vrăbiuțele nu sunt chiar atât de descreierate. Nu e ușor să pui gheara pe ele. Cu ralivele cenușii, chiar dacă nu strălucesc de prea multă minte, au aripi. Și de ce, mă rog, astea trebuie să aibă aripi, iar dânsul nu? Dungă e revoltat, dar nu are ce face. Așteaptă momentul când vreo delicioasă micuță cu pene își va pierde frica și se va băga după semincioare chiar sub botul său. Și atunci, nici o aripă nu o va ajuta, căci reacția lui e de invidiat, iar stomacul mereu îi cere delicii. Vrăbiuțele însă nu se grăbesc să fie jumulite, de aceea bietul motan înghite în sec, închide ochii, din când în când îi deschide și privește cu invidie la fluturașii ce roiesc în jur. Ia nu vă mai fandosiți atât cu aripioarele voastre colorate, le strigă dungă. Credeți că doar voi puteți zbura? Ba bine că nu. Ca să zbori nu e neapărat nevoie să ai aripioare. Eu în fiecare noapte, își umflă pieptul motanul, îmi fac având și cât ai clipi ajung până la lună, de a ști voi cât e de frumos acolo. Luna, dragii mei, nu e un balon strălucitor pe care îl vedem aici pe pământ. O vedem așa, fiindcă e luminată de soare, însă, de fapt, luna e altfel. Cum e, cum e? Se îmbulzesc fluturașii spre el. Hai, povestește, e atât de interesant. Păi, zice dungă și se oprește, căci, de fapt, idee nu are cum o fi acolo pe lună. Acuși vă povestesc. Trebuie doar să mă concentrez, am emoții. Vă ziceam, continuă motanul simțind că născocirile îi curg din gură precum laptele din ulcică. Eh, oftează el, ce păcat că pe lună nu trăiesc prietenii mei șoricei, altfel nu m-aș mai întoarce acasă. Ce flori, ce iarbă! Parcă astea pe care le admirați voi aici sunt flori, spini, buruieni în comparație cu acelea. Câtă frumusețe! Peste tot e atât de curat! Când plouă, stropii de apă sunt calzi, iar cerul rămâne la fel de senin. Și principalul, pe lună nu există iarnă sau frig. Întotdeauna e cald, dar niciodată nu e zăpușeală. Într-un colț îndepărtat mi-am construit un palat cu totul și cu totul de cleștar. Să-ți construiești palat pe lună e o nimica toată. E îndeajuns să gândești și cât ai clipi, palatul e gata. Eu și cu pisicuța mea ne lăfăim în odăile mari, dormim pe saltele din puf și puful nu e, Doamne ferește, din pene de păsărele. Căci acolo păsărelele sunt la mare cinste, mai ceva ca motănei. Dar fluturași atât de frumoși ca mine pe lună sunt? Îi întrerupe povestea un fluture mare și negru. Dungă vrea să-i răspundă, însă în loc de răspuns scoate un miorlăit prelung, își înghite cu plăcere saliva, își întinde lăbuța, căci chiar în față observă o vrăbiuță ce-l privește cu ochii plini de considerație. Dar fluturași atât de frumoși ca mine sunt? Întreabă iarăși fluturele băgăcios și se așează înaintea vrăbiuței, o atinge cu aripa. Vrăbiuța speriată se ferește, apoi își ia zborul. Miau! Urlă disperat motanul. Nicăieri pe lume nu există asemenea monștri de fluturi. Uită-te cât ești de urât. Ce să caute unul ca tine pe lună? Există fluturi? Desigur că da, căci fără de fluturi nu ar fi nici flori. Se liniștește dungă și iarăși pornește pălăvrăgeala, tunând verzi și uscate. Râurile și izvoarele de pe lună sunt din lapte curat. Uite așa curge laptele. Du-te și bea cât încape în tine. Uneori, când mă plictisesc de palatul meu de cleștar, îmi construiesc o căsuță simplă din unt și smântână. Încet, încet, toată noaptea ling smântâna și untul, mă trezesc cu cerul liber deasupra capului, mă întristez, mi se face dor de șoricei, dar cel mai tare mă pălește dorul de vrăbiuțe și mă întorc acasă. Da, da, poate nu mă credeți? Zice dungă cu atâta suflet încât e cu neputință să nu-l crezi.
mai ales datorită vrăbiuțelor mă întorc acasă. Continuă să minciunească el. Are și luna vrăbiuțe, dar cum să le compar cu ale noastre? Cum? Vai, zice un fluturaș alb cu picățele roșii, mi-aș da viața să mă aflu pe lună. Ia-mă cu tine, vreau să văd florile de acolo. Cu cea mai mare plăcere, răspunde Dungă. Însă, florile de pe lună nu ar dori să te vadă, căci ele sunt deprinse doar cu fluturașii lor. Ori și ce insectă străină o înghit imediat, apoi o scuipă. De ce ar trebui să te prăpădești pe aiurea când ai de trăit o viață frumoasă aici? În schimb, luna chiar noaptea trecută m-a rugat să revin însoțit de vreo vrăbiuță. Le-aș duce pe toate în spațiu, sărmanele merită mult mai mult decât le oferă pământul. Dar nu e posibil. Pe spatele meu încape una singură, cel mult două. Zâmbește Dungă și spre bucuria lui o observă iarăși pe micuța vrăbiuță apropiindu-se. Aș vrea să fiu prima vrăbiuță pământeană ce vizitează luna, șoptește ea cu timiditate. Mama și bunica îmi tot zic că ești rău, fioros, că trebuie să mă țin cât mai departe, însă nu le cred. Ești atât de bun, atât de simpatic, sunt gata să merg oriunde cu tine. Albinuțele ce roiesc printre floricele nu au timp de taclale, trag totuși cu urechea la ce se vorbește. Motanul ăsta e un mincinos, se conving ele, dar îl lasă în pace atâta timp cât nimeni nu are de suferit. Acum însă miroase a rău, Dungă e pregătit să atace, întinde laba și... Vai, o prinde pe mica vrăbiuță, cască o gură cât o șură și hop! Primește în bot o duzină de ace. Aoleu! Aleargă Dungă spre o băltoacă de apă ca să-și potolească durerea. Nenorocite veninoase! Țipă el că știe timp de o săptămână nu va putea deschide botul nici să bea, nici să mănânce, nici să miaune. Deci prea curând nu poate fi vorba de cărniță proaspătă de păsărică. Dungă are stomacul lipit de spinare. E o foame de moare. Stă într-un tufiș și visează râuri, izvoare de lapte. La vrăbiuțe nu îndrăznește să se gândească. Cu greu își dă seama că este chemat. Dungă, îi spune cineva pe nume. Sunt eu, vrăbiuța. Ți-am adus un ulcioraș cu lapte. Bea, trebuie să te întremezi, altfel nu vom putea zbura până la lună. Și încă ceva, adăugă ghemulețul cu pene. Ți-am pregătit niște bomboane. Li se zice lapte de pasăre. Mănâncă, îți vor da puteri, plus că sunt foarte gustoase. Da, se bucură motanul în timp ce gustă din minunatele dulciuri. E clar, peste câteva zile, fălcile vor fi în stare să rugume orice. Nu-și bagă lăbuța în foc pentru toate vrăbile, dar aceasta precis că nu are pic de minte. Dungă stă în cumpănă. Totuși, e atât de blândă și de bună la inimă. Uneori, chiar și lui îi vine să strige. Sărmană vrăbiuță, nu mai fi atât de naivă, atât de prostuță. Plăniță neagră, de Emilia Plugaru. Bob și Phil, doi ursuleți durdulii, aleargă prin pădure și strigă. Hei, prieteni, veniți iute și vedeți ce minunăție de frățior ne-a adus în astă seară Barza. Dan al nostru nu seamănă deloc cu ceilalți ursuleți. Da, zic prietenii lui Bob și Phil, Dan e altfel, are blănița neagră, nu brună. Iar ochișorii îi sunt ca două mărgeluțe strălucitoare. Când va crește, vom fi și prietenii lui. Coțofana Cara, imediat ce aude noutatea, fără să-l cunoască pe Dan, străbate pădurea în lung și în lat, trâmbițând entuziasmată. Car, car, car,
În pădurea noastră s-a ivit pe lume o minunăție de ursuleți cu blănița neagră-neagră, cu botișorul roșu-roșu. Grăbiți-vă la casa bătrânilor urși de lângă poienița morilor. Veți avea o mare surpriză, o mare surpriză! În scurt timp, în burlogul ursului Timothy și a ursoaicei Mary se adună toată spuma pădurii. Vine lupul și lupoaica, mistrețul și mistrețoaica, vulpoiul și vulpoaica, bursucul și bursucioaica, ariciul și aricioaica. Și toți îi aduc lui Dan cadouri. Lupul îi dăruiește un cojocel, vulpea o pălărie cu pană, mistrețul un coș plin cu alune, bursucul un polobocel cu unt, iar nenea arici o superbă cutie cu creioane colorate. Pentru când va crește mare, zice ariciul. Toți îl laudă pe Dan, iar ursoaica Mary e foarte fericită. Dan va ajunge vestit, șoptește ea la urechea lui Timothy. Altfel, de ce ar fi venit atâta lume bună aici? Veselia curge gârlă. Oaspeții sunt serviți cu faguri de miere, cu mure în ciocolată, cu bere spumoasă și rece. Și nimeni nu-i observă pe cei doi frați, pe Bob și Phil. Phil, zice Bob foarte supărat, toate cadourile, toată atenția doar pentru ăsta micu? Cred că nu e corect. Hai să-i luăm cadourile. Să-i le luăm? Da, îi lăsăm doar cutia cu creioane colorate. De acord? De acord, răspunde Phil și cât ai clipi, în coșul cu alune nu rămâne zare de alună, polobocelul cu unt sună a gol, iar Bob, îmbrăcat în cojocel de cârlan, aleargă după Phil care poartă o pălărie cu pană pe cap. Abia după miezul nopții, oaspeții se împrăștie și cei ai casei se pregătesc de culcare. Dar nu reușesc. Cineva bate în ușă. E coțofana Cara care intră în casă fără să fie poftită. Știu, zice ea, e târziu, dar am fost ocupată, foarte ocupată. Însă nu puteam să nu trec să-l văd pe micuțul Dan. Doamne, Mary, continuă să trâncănească Cara. Ursulețul ăsta seamănă leit cu o jucărie pe care am văzut-o în vitrina unui magazin dintr-un oraș de-al oamenilor. Poate că Dan chiar e o jucărie? Ce tot trâncănești, Cara? Se supără ursoaica. Nu vezi? E un ursuleț în carne și oase. Știu, știu, am glumit, se dezvinovățește coțofana. Că supărăcioasă mai ești, Mary. Asemănarea lui cu acea jucărie nu e de rău, e de bine. Adică vreau să zic că acest pui de urs nu va avea soarta unui urs obișnuit și va fi mare prieten cu oamenii. Mare, va deveni vestit, zău. Dar nu reușește Cara să-și termine prorocirea că micuțul Dan se așterne pe un plâns fâșietor. Părinții încearcă să-l liniștească. Nimănui nu-i pasă de oaspetele nepoftit și coțofana se vede nevoită să plece. Ei, Phil, ei, Bob, zice Cara la despărțire, am impresia că frățiorul vostru are de gând să vă dea mare bătaie de cap. Sunt convinsă că părinții de azi înainte vor avea ochi doar pentru el. Ha, 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 am glumit, adaugă Cara și pleacă. Bob, Phil, strigă mama ursoaică. Veniți să vă dea mama câte un pupic și fuga în pătucuri. Dar Dan se așterne pe pocet și frățiorii rămân fără de pupicul promis. Vezi, îl ghiontește Bob pe Phil. Cara a spus adevărul. Nimeni nu ne ia în seamă. Nimeni nu ne iubește. Pentru toți, doar plângăciosul ăla contează. Când eram ca el, continuă Bob culcat deja în pătuc. Țin minte precis, nu scoteam un sunet, eram foarte cu minte, foarte cu minte. Nu ai de unde să știi, Bob? Ba, știu, și nu mă contrazice, nu-ți permit, sunt fratele tău mai mare. Bine, mormăie Phil. Phil, începe iar Bob, aș vrea nespus de mult să o întâlnesc pe Barza care ni l-a adus pe Dan. De ce? Se miră Phil.
Cum adică de ce? Ca să-i frâng piciorușele. Nu putea să-l lase într-o altă ogradă. Ești răutăcios, Bob. Dă-ni fratele nostru. De aceea și ni l-a adus nouă. Trec zile și săptămâni. Micuțul Dan o ține într-un plâns. Chiar dacă ursoaica Mary și ursul Timothy îl îngrijesc cu toată dragostea, îl hrănesc cu toate bunătățile, ursulețul cu blănița neagră se liniștește doar dacă mama îl strânge și îl încălzește la piept. Phil, mormăie mereu nemulțumit Bob, noi doi parcă nu am mai avea mamă. Mama noastră acum îi aparține doar lui. Îl urăsc, Phil, zău! Vorbești prostii, Bob. Vorbești prostii? Vrei să te convingi? Atunci hai să ne îmbolnăvim. Ai nebunit? Cum să ne îmbolnăvim? Mie îmi place să fiu sănătos. Phil, nu de adevăratelea. Ne prefacem că suntem bolnavi. O să vezi, nimeni nu o să alerge să ne țină în brațe. Ne vor lăsa să murim. A doua zi, Bob și Phil se zvârculesc în pătucuri, oftează, se țin de burtică, urlă cât îi ține gura. Au, au, mă doare burta, au! Asta mai lipsește, se trage de blană ursoaica Mary. Timothy, strigă ea, vezi ce se întâmplă cu Bob și Phil? Ați umblat prin gunoaie? Se enervează tatăl urs. V-am spus de atâtea ori, lăbuțele să fie întotdeauna curate. Tot ce puneți în gură să fie bine spălat. O meritați. Au, of, of, au, urlă Bob și Phil. Liniștiți-vă, se îmbunează Timothy. Îl chem pe nenea Arici. Câte o injecție la fiecare și ați scăpat de durere. Nu! S-ar brus din pătucuri cei doi frați ursuleți. Gata, ne-a trecut. Nu ne mai doare nimic. Suntem sănătoși tun. De data asta se supără Phil. Cât pe ce să înhați o injecție din pricina ta, Bob? Doar știi că mor de frica injecțiilor. Nu vreau să mai fiu de acord cu tine vreodată. Phil, se dezvinovățește Bob. Nu sunt eu vinovat. Vinovat e Dan. O să mă răzbun pe mucosul ăla. O să vezi. Și iată că într-o zi, când bietul Dan abia țipise, deșteptul de Bob i se strecură în pătuc și, fără milă, își înfipse dințișorii în piciorușul lui. Țipete infernale! Bârlogul e întors cu fundul în sus. Timothy, unde ești, Timothy? Strigă disperată ursoaica Mary. Vino, că moare Dan! Moară dacă așa este dat! Nu se urnește din loc Timothy. Eu unul m-am săturat. Plec la casa de nebuni. Auleu, nu se poate să vorbești așa, Timothy. Ai teamă de Dumnezeu, pleacă de-l cheamă pe medicul pădurii, pe nenea Arici. Repede, Timothy, ce stai? Nenea Arici îl consultă pe Dan. Observă doar o mică zgârietură la picioruș, în rest e sănătos tun. Nu are nimic, zice nenea doctor. E un adevărat urs. Pentru prima dată văd un bolnav care nu e bolnav. Nu pricep ce o fi cu el. Cred că e de ochiat. Chemați-o pe Cara, ea e mare specialistă în descântece. Timothy imediat e trimis să o găsească pe Cara, dar Cara nu e de găsit. Aproximativ peste o săptămână, Cara le bate la ușă. Cara îmbrățișează Mary ca pe cea mai bună prietenă. E nevoie de ajutorul tău, micuțul Dan e de ochiat. Descântă-i, Cara, te rog. O, da, răspunde mândră de sine Coțofana. Descântecele sunt pasiunea mea. Nu vă faceți griji. Dan va fi sănătos cât ai zice pește. Ei, flăcăilor, îi observă Cara pe cei doi frățiori. Nu-i așa că am avut dreptate? Dan vă dă mare bătaie de cap? Despre asta însă vorbim mai târziu. Acum iute la izvor după apă neîncepută. Altfel descântecul nu va avea nicio putere. Bob, Phil, strigă tatăl Timothy. Mai sunteți aici? Vezi, zice Phil în drum spre izvor, în loc să sfărăim în pătucuri, alergăm ca nebunii cu noaptea în cap. Ți-a trebuit? Ce? Să-l muști? Floare la ureche, răspunde Bob. Nu știi ce o să urmeze. Apa e adusă. Coțofana îl stropește pe Dan.
Apoi poartă un cuțitaș nou-nouț pe spinarea lui, făcând semnul crucii și descântecul începe. Păsărică albă cu dalbă, șoptește cara așa ca să audă cu toții. În cer ai zburat și trei picături de lapte pe o piatră au picat, și piatra în patru a crăpat, așa să crape ochii cui de oache. De-o fi dănii de ochiat de vânt, să-i crape calul. De-o fi de ochiat de câmp, să-i se usuce florile. De-o fi de ochiat de pădure, să-i se usuce rădăcinile. De-o fi de ochiat de parte bărbătească, să-i crape... Fil îl ghiontește Bob pe frate său. Hai în curte! Nu, Bob, vreau să ascult. Fil, e grav. Dacă Doamne ferește, noi l-am de ochiat. Îți dai seama ce se va întâmpla? Ce? Ne vor crăpa ochii? Auleu! Fil, mi-e frică, scâncește Bob. Ce facem? Ce facem? Ce facem? Plecăm de acasă. Unde? În pădure. Stăm până dimineață. Dacă nu ni se va întâmpla nimic, ne întoarcem. Și dacă ni se întâmplă, atunci nu ne mai întoarcem. Vom trăi orbi și singuri. Nimeni nu bagă de seamă când cei doi ursuleți dispar. Între timp, Dan, văzându-se scăpat din brațele Carei, adoarme. Cara, încărcată cu toate, pleacă. Mary se cuibărește alături de puiul ei drag, iar Timothy nu are probleme cu somnul. Sfor, 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 sfor. Când se trezește, e deja întuneric. Timothy, își amintește mama ursoaică, pe unde o fi Bob cu Phil? E târziu. Cheamă-i acasă. Dar Bob și Phil nu sunt de găsit. De cum se îndepărtează de casă, ursuleții dau de o poieniță doldora cu pomușoare dulci. Se giftuiesc, uită de necazuri, se culcă și adorm imediat. Se trezesc când soarele e prea sfințit. În pădure se furișează noaptea. Phil, e speriat Bob, nu văd nimic, am orbit. Sunt orb, Phil. Și eu, Bob, liniștește-te, o să ne treacă, să ne continuăm somnul. Somnul e de leac. Nu o să ne treacă, acum pricep câte ni se întâmplă de când în viața noastră a apărut blăniță neagră. Îl urăsc, Phil. Nu din pricina lui Dan ni se întâmplă, Bob, ci fiindcă nu e bine să urăști, eu așa cred. Uf, nu știu, poate... Cei doi ursuleți se ghemuiesc unul lângă celălalt, suspină, apoi somnul îi ia în împărăția lui. Dimineața, când soarele își plimbă razele prin cele mai îndepărtate unghiere, iar păsărelele își varsă trilul peste pădure, Bob și Phil deschid ochii. Phil, sare din culcuș Bob, te văd sau mi se pare? Mă vezi, Bob, și eu te văd. Asta înseamnă că nu am orbit? Poate că am orbit, numai că atunci dormeam. Acum ne-am trezit și suntem iar văzători. Ce facem, Phil? Ne întoarcem acasă. Hai să ne întoarcem. Mi-e foame și mi-e dor de mama. Mie chiar și de blăniță neagră mi-e dor. Nu îmi vorbi de el, altfel rămân în pădure și vei avea doar un singur frate, pe Dan. Phil cu Bob se strecoară tiptil în casă, își trag cearșafurile peste cap și se prefac că dorm. Sfor, 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 îi aude mama ursoaică. Timothy, îl cheamă ea pe bătrânul urs. Vino să vezi, s-au întors Phil cu Bob. Nimeni nu-i ceartă. Pentru prima dată, cei trei frați ursuleți se joacă împreună. Blăniță neagră e foarte fericit, iar mama ursoaică își privește puii cu multă dragoste. Dar trec câteva zile și micuțul Dan iarăși e cu ochii în lacrimi. Frățiorii săi aleargă cu prietenii prin pădure, iar el rămâne singurel în casă. Ca să-i treacă de urât, își ia cutia cu creioane colorate de la nenea Arici și desenează. Desenează tot ce vede în jur. Această ocupație îi place atât de mult încât uită că e singur și nimeni nu-l iubește. Când o vede pe mama, își întinde lăbuțele și dacă se pomenește în brațe, se lipește strâns de ea, de parcă s-ar teme să nu o piardă. Privește, Phil, o alintătură fără de pereche, se anină de mama cascaiul.
Mie scârbă zău, se revoltă Bob. Să-l învățăm minte, Phil. Să nu luăm niciodată cu noi la joacă. Promitem că așa vei face. Nu îți promit, Bob. Blăniță Neagră e fratele meu. Acum e mic, dar când va crește, atunci socotește că eu nu îți mai sunt frate. Alege pe unul din noi. Of, Bob, te aleg pe tine, oftează Phil. De la o vreme, până și ursoaica Mary se enervează pe Dan. Da mai lasă-mă în pace odată, strigă ea iritată. În loc să alergi de rând cu ceilalți pe afară, te ții mereu de blana mea. Rușine! Bob, Phil, îi cheamă ursoaica într-o zi pe cei doi frățiori mai mari. Veniți încoace! Ne-ai strigat, mamă? Da, luați-l pe Dani și plecați în poinița cu mure. Acolo unde crește un arbore înalt cu o scorbură adâncă. Să nu vă întoarceți până de seară. Aici e prea cald. Ne ducem, dar fără de Dan, mormăie Bob. Ursoaica însă îl privește amenințător și Bob știe că o labă de ei cântărește greu. Astfel, pentru prima dată, Dan se pomenește în poienița cu mure. În poieniță, iarba e verde, cresc o mulțime de floricele și e foarte răcoare. Dan, zice Bob, noi plecăm și ne vom întoarce foarte târziu. Să nu te urnești de aici, s-ar putea să te rătăcești și atunci nu o să o mai vezi niciodată pe mama. Ha, 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 râde răutăcios Bob. Ai înțeles, Dan? Am înțeles, scâncește Dan. Frații revin în poieniță abia spre seară. Chinuit de singurătate, flămând, obosit, Dan e atât de bucuros când îi vede, încât îi cuprinde mai întâi pe Bob, apoi pe Phil. Se scarpină după ureche Bob. Puștul ăsta nu e chiar atât de nesuferit. Dan, adăugă el, ia seama, nimeni nu trebuie să știe nimic. Toată ziua am stat aici împreună cu tine, ai înțeles? Da, răspunde Dan și Bob e convins. Puștul nu va sufla o vorbă. Acum însă, de fiecare dată când pleacă în poiniță, ursulețul cu blănița neagră ia cu sine și cutia cu creioane colorate. Adună foițe de mesteacăn, se sprijină de arborele bătrân și ziua întreagă desenează. I se pare că nimic nu e mai frumos pe lume decât florile ce-l înconjoară. Mai întâi desenează-mă pe mine, îl roagă cât o floricică. Pa pe mine, iese în față altă floricică. Nu uita nici de noi, se zbenguie pe fundul izvorului ce curge chiar la picioarele lui câțiva peștișori argintii. În poiană, Dan își face o mulțime de prieteni. Acum lipsa fraților nu îl mai afectează. Seara se întoarce acasă cu un teanc mare de desene. Măzgăleli, zice ursoaica Mary. Mai bine ar aduna mure, cum face Bob și Phil, adăugă tatăl Timothy. Și doar coțofana Cara, văzând desenele micuțului ursuleț, pleznește din aripi. Doamne, Mary, zice ea, Dan e un adevărat pictor. Ar trebui să-l dați la vreo școală, să nu i se piardă talentul. Care școală, Cara? Ce talent? Care pictor? Desene obișnuite. Mary, insistă coțofana, ai o minunăție de pui. E, să am eu unul ca el. Gândește-te bine ce faci, Mary. Liniștește-te, Cara, nimic e și din comun. Așa credeam și eu la început. Acum nu mai cred. Păcat, nu se dă bătută Cara. Mare păcat. Dan e foarte necăjit că părinții nu-i apreciază desenele. În schimb, frații continuă să-l invidieze. Phil, zice Bob, Dani are lăbuțe să deseneze, iar noi avem lăbuțe doar ca să culegem mure? Nu e corect, Phil. Nu e corect, Bob. Și de atunci, venind în puieniță, Bob și Phil îl obligă pe Dan să umple coșurile cu mure. Dar în ajutorul lui Blăniță Neagră, sar păsărelele și coșulețele sunt umplute foarte repede. Într-una din zile, o arșiță praznică se abate peste florile din poieniță. Ne sete, ne sete, abia deșuptesc bietele floricele. Ursulețul își umple gurița cu apă și repejor, rând pe rând, le stropește pe toate. Ne-ai salvat! Îi mulțumesc florile și îl sfătuiesc să se ascundă de arșiță.
Dân se dosește în scorbura adâncă. Pe fundul scorburii e un așternut moale de mușchi, e răcoare, e plăcut și ursulețul adoarme. În poieniță dorm fluturașii, dorm peștișorii. Când se întorc, Bob și Phil găsesc doar coșurile pline. Dân nu e de găsit. Îl caută, îl strigă, nu răspunde nimeni. Abia acum își dă seama Bob că niciodată nu l-a urât cu adevărat pe micuțul Blăniță Neagră. Se roagă de pădure să-i redea frățiorul. Vrea să-i spună cât de mult îl iubește, dar pădurea rămâne mută, nu vrea să-l audă. Spre dimineață, Dân se trezește, iese din scorbură, își spală ochișorii și nu se pricepe unde se află. Bună dimineața, îl salută floricelele. Bună dimineața, îl salută păsărelele. E dimineață? Se sperie ursulețul. Asta înseamnă că frățiorii mei m-au părăsit. Nimeni nu mă iubește. Nimeni, plânge Dân. Noi te iubim, încearcă să-l consoleze floricelele. Și noi, ciripesc păsărelele. Și noi, flutură din aripioare fluturașii. Și noi te iubim, Dân, se zbenguie pe fundul izvorului peștișorii. Deodată, în poieniță se face liniște. Fugi, Dân, îi șoptesc florile și fluturașii. Fugi, îi strigă păsărelele. Salvează-te, îi fac semne peștișorii. Dân nu pricepe nimic, ridică privirile. În față e o vietate ciudată care vine spre el. Nu reușește să-i se ferească din cale. De îndată ce intră în curte, țăranul strigă. Nic, unde ești? Vino să vezi! Vine Nick, un pui de om cu mânuțele subțiri, cu fața palidă, cu doi ochi albaștri ca două picățele de cer. Ce e, tată? Privește ce ți-am adus! Un ursuleț? E atât de frumos! Are blănița neagră! Unde l-ai găsit? Într-o poieniță. Vom lua o mulțime de bani pe el, Nick. Tată! Strigă speriat copilul și-și încolocește brațele în jurul gâtului lui Blăniță Neagră. Nu, tată, să nu-i pricinuiești niciun rău. Avem nevoie de bani, Nick. Nu vreau bani, vreau ca acest ursuleț să trăiască. Bine, oftează țăranul, liniștește-te. Dacă reușești, adăugă el, să-l înveți să meargă pe bicicletă, să bată mingea, să sară coarda sau altceva din care am putea câștiga bani, atunci, Nick, nu îi voi vinde pielicica. Avem nevoie de bani, Nick. Trece un timp. Prin satele și orașele locuite de oameni, din când în când apare un țăran și un copilaș cu ochii albaștri care trage de zgârdiță un ursuleț cu blănița neagră. Imediat, în jurul celor trei, se adună lume. Și nu pentru că țăranul ține în mâini un talger de argint, și nu pentru că băiatul are ochii ca cerul, ci pentru că oamenii văd o minune, un ursuleț ce desenează. De îndată ce îi se instalează șevaletul în față, ursulețul cu blănița neagră așterne cu ușurință pe hârtie pădurea, brazii, florile, cerul nemărginit. Totul e atât de neobișnuit, atât de frumos, încât privitorii aruncă fără regrete bănuți în talgerul țăranului. Astfel, prorocirea care îi se adeverește. Ursulețul Dân devine vestit, vestit printre oameni. Dar oamenii nu se întreabă de ce blăniță neagră, trăind mulți ani alături de ei, în afară de o poieniță cu flori și fluturași, în afară de un arbore înalt cu o scorbură adâncă, în afară de măria sa codrul, nimic altceva nu mai desenează. Oare de ce? Orașul cu ochii de ploaie, de Emilia Plugaru.
Să fi zis cineva pe atunci că orașul lumină, oraș scăldat tot anul de un soare blând, îmbăiat de ploi albastre și calde, îmbătat de parfumul florilor, va deveni peste vremi o urbe tristă și mohorâtă, în care soarele aproape că nu se mai vește și în care oamenii nu cunosc cum arată o floare adevărată. Acel cineva ar fi fost considerat de-a dreptul nebun, dar ani s-au scurs, urmele urbei de altădată s-au șters. Orașul și-a schimbat înfățișarea, și-a schimbat denumirea. Din pricina necontenitelor ploi, orașului lumină i s-a zis orașul cu ochii de ploaie. Nimic nu se schimbă în bătrâna urbe. Plouă și plouă necontenit. În fiecare primăvară, când apar primii bobocei de floare, orășenii așteaptă cu sufletul la gură. Vor să-și vadă orașul inundat de floare și de parfum, dar sunt ani buni de când acest lucru nu se mai întâmplă. Nu există flori în orașul cu ochii de ploaie și nimeni nu știe de ce. Chiar dacă pomii dau roadă, nici o ființă vie nu-i vede împodobiți în mantie albă. În lipsa adevăratelor flori, orășenii meșteresc flori artificiale din hârtie colorată. Astfel, pentru ei, viața prinde culoare. Pentru toată lumea, ploile sunt o adevărată nenorocire. Ploile reci, tulburi, cu strop cenușii și mai ales ploile cu strop vișinii. Ultimele se abat întotdeauna pe neprins de veste. În timpul ploilor cu strop vișinii, dispar o mulțime de oameni și iarăși nimeni nu știe de ce. Nu e de mirare, deci, că orașul cu ochii de ploaie e trist, mohorât și de cele mai multe ori pare pustiu. Și totuși, în acest oraș cenușiu, alături de ceea ce se numește tristețe, trăiește un omuleț, un copilaș cu totul și cu totul deosebit. Ștefăniță locuiește împreună cu mama și bunica într-o căsuță cu ferestruicile mici, care parcă privesc mirate la tot ce se întâmplă afară. Băiețelul are părul de aur. Ochii lui mari, negri, strălucesc ca două steluțe. Fața este luminată de zâmbet și copilul mai întotdeauna e vesel și bine dispus. Veselia lui e sursă de mare îngrijorare pentru bunica. Ea crede sincer că ori și ce bucurie se plătește cu lacrimi. De aceea, când râde copilul, bunica plânge. Vara, Ștefăniță aleargă prin ploaie și strigă că stropii nu sunt reci, sunt calzi, iar ploaia nu e cenușie, e străvezie, e ca argintul. E adevărat, zice el, că cerul mai întotdeauna e acoperit de nori, dar sunt zile când soarele strălucește. Dar și acele puține zile senine, în afară de dânsul, nimeni nu le vede. Cel mai mult bunica se întristează când nepotul afirmă că florile înfloresc peste tot. Ștefăniță, îi explică bunica, tot ce vezi e rodul unei imaginații bogate. Ți-am povestit prea multe povești despre flori. Nu există flori în orașul nostru, ține minte. Altfel, îl amenință ea, eu cu mama vom fi nevoite să te ducem la medic, să-ți corecteze vederea. Dar bunico, privește! Exclamă copilul și tace, îi este frică de medici. Foarte curând însă uită și iarăși aleargă prin ploaie și strigă că ploaia e caldă, e ca argintul, că lângă prispă a înflorit trandafirul, că de-a lungul cărărușei gherghinele și-au desfăcut petalele. Vai, Ștefăniță, se întristează bătrâna, tu vezi doar tufe de trandafir, doar frunze de gherghine. În ultimul timp, mai ales pe mama, tot mai des o bate gândul să consulte medicul. Lasă-l, Oana, zice bunica, se joacă, născocește, se bucură, e copil. Mai lasă-l, nu e bolnav, o imaginație bogată nu e o boală. Dar vede lucrurile strâmb, zice Oana, și nu e bine. Dar vede lucrurile frumos și asta e bine. Va suferi când își va da seama că lumea e mult mai urâtă. Va suferi dacă nu-și va închipui că lumea poate fi și frumoasă. Iar între timp, Ștefăniță continuă să rămână un om fericit între o mulțime de oameni nefericiți. Și totuși,
are și el clipe de mare tristețe. În acele clipe își amintește de tata. Tata, după spusele mamei și ale bunicii, a dispărut într-o zi pe o ploaie cu strop vișinii. A plecat și nu s-a mai întors. Ștefăniță ține minte acea zi. Înainte să plece, tata l-a sărutat, a scos din buzunar câteva semincioare roze și i-a vorbit. Privește aceste semințe, Ștefăniță, când vor fi aruncate în sol, când vor răsări și vor înflori, prin frumusețea lor vor avea puterea să destrame vălul minciunii de pe ochii tuturor orășenilor. Din orașul nostru va dispărea minciuna, va dispărea frica, va dispărea tristețea. Vom trăi zile minunate, copile, a zis tata și a plecat. De atunci nu l-a mai văzut nimeni. Mama și bunica plâng mai tot timpul. Ștefăniță le sărută, le șterge lacrimile și le zice că de asta plouă. Lacrimile lor se prefac în strop de ploaie. Tata se va întoarce, le îmbărbătează el. Se va întoarce, fiindcă eu îl aștept. Și în fiecare zi Ștefăniță privește în lungul străzii. Uneori se pare că vede silueta înaltă a tatei, dar acea siluetă dispare, se topește. Ștefăniță însă nu se dă bătut. Crede ferm că va sosi clipa când își va îmbrățișa din nou tatăl. Și nimeni și nimic nu-i poate strămuta această credință. Într-o dimineață, bunica descoperi în camera copilului, pe noptieră, o floare albă cu petalele tivite cu fir de aur pe la margini. Ce floare minunată! De unde o ai, Ștefăniță? Întrebă bătrâna. Tu ai modelat-o? Dar nu e modelată, e o floare vie. Mi-a dăruit-o femeia în alb. Ștefăniță, lasă poveștile, se enervează bunica. De unde ai floarea? Vreau adevărul. Întotdeauna îți spun adevărul, suspină copilul. Tu însă niciodată nu mă crezi. Bine, îți promit că de data asta te cred. Hai, povestește. Bunico, porni să povestească Ștefăniță. Astă noapte m-am trezit din pricina unei lumini puternice. Am deschis ochii și am văzut o femeie tânără îmbrăcată în roche albă. Pe cap avea o coroniță cu flori și din acele flori izvora lumina. Bunico, femeia în alb semăna foarte mult cu femeia din fotografia de pe peretele din camera ta. Ai visat, Ștefăniță. În acea fotografie sunt eu, când eram mireasă. Nu am visat, bunico, se supără copilul. Iarăși nu mă crezi. Te cred, te cred, puiule, îl mângâie bătrâna, iar în suflet îi se furișă îngrijorarea. Povestește mai departe, zise ea, în timp ce se gândi că chiar mâine va pleca cu Ștefăniță la medic. Femeia a scos o floare din coroană, continuă povestea băiatul. Mi-a întins-o zicându-mi: Ștefăniță, ești unicul om din acest oraș căruia la naștere nu i s-a picurat în ochi o travă a minciunii, a fricii și a deznădejdii. Doar tu vezi lucrurile așa cum sunt și nu cum dictează oamenii cu ochii de gheață. În puterile tale este să salvezi orașul de întuneric, de minciună, de aceste creaturi cu ochi și cu inimă de gheață. În curând vom merge în noaptea minunilor. M-a sfătuit să nu mă tem, căci îmi va fi mereu alături. Ai grijă de floare, a mai spus femeia și s-a făcut nevăzută. Mă crezi, bunico? Întrebă Ștefăniță. Te cred, răspunse bătrâna nehotărâtă. Apoi luă floarea și o mirosi. O așeză într-o vază și îi se păru că îi simte parfumul. Brusc își aminti ziua când îl aduseseră pe Ștefăniță de la maternitate. Copilul dormea zâmbind prin somn ca un îngeraș. Fiecărui prunc, îndată după naștere, îi se picură în ochi niște picături miraculoase care, așa li se spunea părinților, pe parcursul vieții aveau să le corecteze vederea. Fără de aceste picături, li se zicea, copiii, în loc de realitate, vor vedea lucruri inexistente. Vor suferi mult din această pricină. Niciun părinte nu ezita să îndeplinească ce îi se cerea. Marius însă, tatăl copilului, insistă atunci să-i picure el singur picăturile lui Ștefăniță. Acum bătrâna e convinsă că el nu a făcut acest lucru. Ar fi fost o nenorocire, se bucură ea, dacă în loc de flori, Ștefăniță ar vedea peste tot șerpi și balauri.
Pe drum spre medic trecură prin fața unei cafenele pe care era scris cu litere mășcate: înghețată. Vreau înghețată, strigă Ștefăniță. Vreau înghețată. În clipa aceea, licării o femeie îmbrăcată în alb cu un voal de mătase pe cap. La o adiere de vânt, voalul femeii zbură atingând fața bătrânei. Ce ființă ciudată, se gândi bătrâna. Pășește de parcă plutește. Bunico, șopti Ștefăniță, e femeia în alb. E femeia care mi-a dăruit floarea. Bătrâna nu-i răspunse. Se căznea să-și amintească încotro pornise. Uitase totul. Înghețată, vorbia derutată. Să intrăm. Se așezară la o măsuță vis-a-vis de singurul vizitator din cafenea. În timp ce Ștefăniță își savura înghețata, bătrâna moțăia pe scăunașul ei. Tresări când îl auzi strigând. Bunico, privește! Strigă Ștefăniță. Bărbatul de colo are ochii de gheață. Se înturnă speriată. Văzu o față sticloasă, pătrată. Doi ochi ca două globuri de gheață. Frigul ce izvora din acele globuri o străpunseră. Nu mai vrea înghețată, scânci Ștefăniță. Bătrâna simți că amorțește. Găsi totuși puteri, îl smulse pe copil de pe scăunaș, îl luă în brațe și alergă spre ieșire. Afară se întunecase de-a binelea. Când intrară în cafenea, era dimineață. I se păru că stătură doar câteva clipe. Acum era noapte. Privi în jur și nu recunoscu locurile. Nu știa pe unde s-o apuce. Toate îi erau străine. Se aflau pe o străduță îngustă, la capătul căreia licărea o luminiță albastră. Alergă într-acolo. În față îi se deschise o stradă largă, luminată de o mulțime de beculețe multicolore. Mașinuțe năstrușnice, pântecoase, rotunde, fără uși, fără ferești, circulau îmbulzindu-se din ambele părți. Bătrâna surâse. Gândaci, șoptia. Mașinuțe gândac. Nu mai văzuse așa ceva. Brusc simți cum o arde frigul în spate. Se înturnă și la câțiva pași îl zări pe omul din cafenea. Nu avea nicio îndoială. Era urmărită. Fără să ezite, cu copilul în brațe, prin mulțimea de mașinuțe trecu în fugă strada cea mare. Nu reuși să pună piciorul pe trotuar că auzi o bubuitură. Spre groaza ei îl văzu pe bărbatul din cafenea sub roțile unui camion. Se repezi să-i acorde ajutor, dar în față îi se postă aceeași femeie în alb. Cine ești? Strigă revoltată bătrâna. Pleacă! Nu vezi? Un om e sub roți. Nu e om, îngână femeia fără să ridice privirile. E doar un bolovan de gheață. Suntem în noaptea minunilor. Apoi, ca și prima dată, se făcu nevăzută. Sub roțile camionului, acum stătea doar un enorm bolovan de gheață. Eram convins că am lovit un bărbat, vorbi speriat șoferul camionului. Privește, îi se adresă el bătrânei. E gheață, cea mai adevărată gheață. De unde s-o fi luat pe această vreme? E abia început de toamnă. Va fi probabil o iarnă grea, răspunse bătrâna, apoi, fără să știe de ce, merse spre stația de troleibuz. Ștefăniță se trezi și întrebă somnoros. Unde suntem, bunico? În noaptea minunilor, îngână bătrâna, apoi urcă în primul troleibuz sosit în stație. Se așezară pe o banchetă de lângă fereastră. Lumina caldă, plăcută ce izvora din tavan, îi picură bătrânei liniște în suflet. O toropi somnul. Ce noapte somnoroasă, se gândi ea și aproape că ațipise când prin mijlocul salonului trecu aceeași femeie în alb. Bun venit în noaptea minunilor, le zâmbi femeia și se grăbi spre cabina șoferului. Bătrâna își frecă ochii. Nu există nicio femeie în alb, se încăpățână ea să creadă. Mi se năzărește, sunt obosită. Apoi, sprijinindu-se de sticla ferestrei, a dormi. O trezi iarăși strigătul lui Ștefăniță. Trezește-te, bunico, strigă el. Privește, e foarte frumos. Troleibuzul se deplasa încet, fără să oprească la vreo stație. Prin fața bătrânei și a copilului se perindau priveliști nemaivăzute. Case albe, înalte, cu vitrine largi, ornate frumos,
de jur împrejur straturi de flori, lumini ce izvorau de peste tot și făceau ca noaptea să pară zi. Ștefăniță, sări bătrâna speriată de pe banchetă, acesta nu e orașul nostru. Dumnezeu știe unde am nimerit. Ștefăniță, unde suntem? În noaptea minunilor, bunico, răspunse calm copilul. Care noapte, Ștefăniță? Nu vorbi prostii, nu există minuni. Vreau acasă. Cum să ieșim de aici? Dar nu reuși să pronunțe aceste cuvinte că troleibuzul opri deschizându-și larg ușile. Să coborâm, îl trase pe copil bătrâna. Mai iute, cine știe unde ne poate duce această mașină? Trebuie să găsim drumul spre casă. Marele fumirarea când se văzură chiar la capătul stradelei cu luminița albastră, de parcă nici nu se urniră din loc. Nici pomină de case albe, de straturi de flori, de stradă largă, de mașinuțe pântecoase. Peste tot, întuneric beznă. De la lumina albastră văzură cafeneaua. Își dădură seama că doar cu o străduță mai în vale e mica lor căsuță. Bătrâna îl îmbrățișă pe Ștefăniță. Hai, puiule, vorbia, am întârziat, ne așteaptă mama, să mergem acasă. Nu vreau acasă, strigă brusc băiatul. Pleacă, eu rămân în noaptea minunilor. Cum să rămâi singur? Nu vezi ce întuneric e? Ești încă mic. Nu-mi pasă și nu sunt singur, sunt cu femeia în alb. Bunico, se liniști Ștefăniță, spune-i mamei că mă voi întoarce, însă doar după ce voi alunga întunericul din oraș. Și copilul porni să alerge prin noapte. Așteaptă! Îl ajunse din urmă bătrâna. Așteaptă! Nu te las singur! Merg cu tine! Merseră de-a lungul străzii fără să știe încotro. Tăceau. Ștefăniță, rupse tăcerea bătrâna, știi care va fi cea mai mare minune a acestei zile? Care? Va fi o mare minune dacă eu și cu tine vom nimeri acasă. Băiatul nu reuși să răspundă, căci brusc se stârni un vânt puternic și un vârteș fierbinte îi prinse în interiorul său. În câteva clipe pluteau pe deasupra caselor adormite. Acesta e sfârșitul, se gândi cu groază bătrâna. Închise ochii, își cuprinse nepotul, își văzu toată viața în față, dar spre marea ei uimire, în următoarele clipe nu se întâmplă nimic deosebit. Când deschise ochii, văzu că se află pe o insuliță plutitoare, plină de flori și verdeață. Deasupra lor se deschidea cerul cu mulțimea de stele. Bunico, strigă Ștefăniță, noi urcăm spre stele. E atât de minunat să urci spre stele. Bunico, e foarte frumos aici. Frumos, frumos, băigui bătrâna. Doamne, ce-o fi cu noaptea asta? Mi se încleie ochii. Ce noapte somnoroasă! Ștefăniță, o să dorm un pic. După aia vorbim. Și bătrâna a dormit imediat. Ștefăniță privind de lung cerul cu stelele. Le vedea pentru prima dată. Ar fi privit încă mult timp, dar insula care plutea îl legăna și curând îl toropi și pe el somnul. Bunica ta e bătrână, o auzi și o văzui imediat pe femeia în alb. Ea trebuie să se odihnească. Noi însă nu avem timp de somn, zâmbia. Spune-mi, mai vrei să alungi întunericul de deasupra orașului tău? Și femeia îi întinse un căpețel de ață. Vreau, strigă Ștefăniță, vreau, numai că nu știu cum să fac acest lucru. Toată lumea trebuie să vadă cât e de frumos cerul cu stelele. Ar fi minunat. Privește în jos, spune-mi ce vezi. Întuneric, doar întuneric. E întunericul ce acoperă orașul tău și al meu. De ani și ani de zile, vorbi cu tristețe femeia. Și doar un copil cu inimă, cu suflet curat, cu priviri luminoase, poate să-l destrame. Ce trebuie să fac? Trage de căpețelul de ață, dea până un ghem. Când vei ajunge la celălalt capăt, întunericul va fi destrămat. Lumina stelelor se va revărsa peste casele, peste fețele orășenilor, și va aduce bucurie pe chipurile lor. Ce zici? Începem? Începem, răspunse Ștefăniță și imediat porni să depene ghemul. Era o nimica toată. În scurta lui viață depănase o mulțime de gheme. În lungile și friguroasele nopți de iarnă, bunica îi depăna povești,
El de până gheme. Să nu-ți pară că e ușor, surâse femeia în alb. Dacă adormi, tot ce ai depănat se va țese la loc. Să te îngrijești să nu scape ața din mâini. Nu te lăsa pradă somnului, îți las acest trandafir. Sper că îți va prinde bine. Apoi femeia tăcu. Pe furiș își șterse o lacrimă. Luându-și avânt, se înălță și dispăru printre stele. Ne vom mai întâlni, îi auzi de departe glasul. I se păru că acest glas seamănă foarte mult cu glasul bunicii. Continuă să depene. Ghemul se mărea văzând cu ochii. Prin spărtura formată își văzu orașul. Acolo jos, într-o căsuță mică, îl așteaptă mama. Va fi foarte mândră când va afla de isprăvile lui, îi trecu prin minte. Fugându-l la mama, nici nu observă cum îl prinde somnul. Se trezi de la mirosul trandafirului. Mai avea ața în mână, dar tot ce depănase se țesu la loc. Se întristă, dar nu-și pierdu curajul. Porni iarăși să depene și iarăși îl fură somnul. Își dădu seama că somnul e mai puternic decât el și imediat îi veni o idee salvatoare. Pe tulpinița trandafirului observă un ghimpe. Așeză floarea astfel încât, atunci când va adormi, bărbia să-i cadă direct în ghimpe. Suportă cu dârzenie înțepăturile. Picături de sânge îi curgeau din bărbie, colorând trandafirul alb în roșu. În sfârșit ajunse la celălalt capăt al firului. Am reușit, strigă Ștefăniță, aruncând ghemul în sus. Peste orașul meu va ploua cu lumină. Ghemul se destrămă și mii de steluțe colorate se împrăștiară în jur. Ștefăniță, ziseră steluțele ocupându-și locul pe boltă. Ne-ai salvat de urgia întunericului și-ți mulțumim. Dacă vei avea vreodată nevoie de ajutorul nostru, să ne cheme așa. Hei, steluțe surioare, am acum nevoie mare de al vostru ajutor și vom veni, vom veni, Ștefăniță. Adio! Abia după asta, băiatul își dădu seama cât e de obosit. Se culcă alături de bunica și, legănat de insulița plutitoare, îmbătat de mirosul florilor, adormi buștean. Se treziră în orașul lor, pe băncuța de lângă luminița albastră. Strada era luminată și lumina venea din cer. Am adormit, vorbi bătrâna, și am visat un vis foarte ciudat. Ce vis, bunico? Se făcea că pluteam pe o insulă plină cu iarbă și flori, flori adevărate. Deasupra se deschidea cerul cu stelele, stele pe care nu le-am văzut niciodată. Bunico, privește! Bătrâna își înălță privirea. Ștefăniță, strigă ea, e o minune! De auzit am auzit, dar nu m-am gândit că le voi vedea pe toate cu ochii mei. Ștefăniță, privește! A răsărit luna, ce se întâmplă? E noaptea minunilor, bunico? Nu-mi vine să cred. Poate că încă visez? Nu visezi, zise copilul și vru să-i spună toată povestea, dar brusc cerul se întunecă. Casele mohărâte, strada pustie, arborii dezgoliți, toate câteva clipe în urmă aurite de razele lunii, se cufundară iarăși în besnă. Ce păcat, se întristă bătrâna. A durat foarte puțin. Să mergem acasă, Ștefăniță. Copilul izbucni în plâns. Am crezut că am reușit, am crezut că am reușit să alung întunericul, suspină el. Dar sunt prea mic. Ai reușit, Ștefăniță, flutură pe alături rochia femeii în alb. Ai reușit, nu te întrista, ești mare. Și iarăși, ca acolo pe insuliță, femeia se înălță spre cer. Eh, oftă bătrâna, ce păcat că nu pot să-i văd fața. Dar sunt sigură că e tânără și frumoasă. Dacă aș avea ani ei, mi-aș lua avânt și a zbura până în bolțile cerului. Aș cutreiera străfundurile pământului. Nu m-aș da bătută până nu aș afla unde e Marius, copilul meu, tatăl tău, Ștefăniță. Dar sunt bătrână și fără de putere. Să ne întoarcem acasă. Pe neașteptate însă începu să ningă. Fulgi albi, mășcați, cădeau lin, ușor, și părea că peste oraș ninge pentru prima oară. De la albul fulgilor, strada prinse contur. Bătrâna își văzu nepotul.
Ștefăniță, strigă ea, ce s-a întâmplat? Adineauri erai mic, acum ești băiat mare. Îmi ajunge aproape la umăr. Femeia aia e o vrăjitoare. Mi-e frică, să plecăm de aici. Dar Ștefăniță stătea împietrit fără să-i răspundă. Ce ai, puiule? Se îngrijoră bătrâna. De ce taci? Bunico, prinse glas Ștefăniță. Ai auzit? Ce s-aud? Îmi țiuie în urechi de atâta liniște. Bunico, tata! Tata mă strigă, îmi cere ajutorul. Întoarce-te acasă, eu plec. Și băiatul o rupse la fugă prin perdeaua de fulgi. Fără să ezite, bătrâna alergă în direcția în care dispăru copilul. Se prinse la gândul că aleargă ușor, de parcă cineva îi toarnă puteri în picioare. Îl zări pe Ștefăniță, apoi iar îl pierdu. Nu mai știa de cât timp aleargă. Încetase să ningă. Nimerise într-o fâșie densă de ceață. Era convinsă că Ștefăniță e dincolo de această fâșie. O usturau ochii, îi se întretăiară suflarea, dar continua să înainteze prin ceață. Brusc o izbi o lumină în față și își dădu seama că nimerise din noapte în zi. Se afla în piața cea mare a orașului. Văzu nenumăratele trepte ce duceau către monument. Nimeni dintre orășeni nu știa ce reprezintă această construcție. Vară sau iarnă, ziua sau noapte, monumentul stătea înfășurat în negură. Uneori, din direcția lui, se auzeau sunete sinistre care îi făceau pe oameni să creadă că acel loc e bântuit de stafii. Ca să îmblânzească stafiile, împleteau cununi din flori artificiale și le depuneau la capătul scărilor. Nu îndrăzneau să urce, să vadă ce se află acolo. Acum lumina soarele, era senin și bătrâna văzu că monumentul nu era altceva decât o enormă clădire cenușie ce se pierde în nori. O trecură fiorii. E înfricoșătoare, se gândia, privind sus și nu observă nicio ființă. Ștefăniță, șopti bătrâna, unde ești, măi copile? Sunt aici, îi auzi imediat glasul. Urcă, unde aici? Nu te văd. Lângă monument, bunico. Vino. Ce cauți tu acolo, copile? Se îngrozi bătrâna. Nimeni nu are dreptul. Apoi porni să urce treptele. Nu urcă decât câteva. Picioarele îi deveniră de plumb și simți cum cineva o ia de sub fiori și o înalță. Se pomeni plutind pe deasupra pieței, pe deasupra nenumăratelor scări. Nu apucă să se dumirească că se și află alături de Ștefăniță. Cine te-a adus aici? Se repezi bătrâna spre copil. Să plecăm acasă. Dar pe tine cine te-a urcat până aici? Zâmbi Ștefăniță. Păi, cine? Nu știu. Ia, privește-o. E în spatele tău, femeia în alb. Bătrâna se înturnă, rămase mută de uimire. Ștefăniță, bâiguia, această femeie sunt chiar eu. Am înviat fotografia mea de pe perete. Doamne sfinte, Ștefăniță, femeia asta mi-a furat tinerețea. Nu ți-am furat tinerețea, vorbi femeia, ci eu chiar sunt tinerețea ta. Întotdeauna ți-am stat în preajmă. Nu vei scăpa de mine atât de ușor. Eu te văd, tu nu, căci sunt invizibilă. Acum însă te voi părăsi. Trebuie să fac acest lucru. Lasă-l pe băiat în grija mea. Bătrâna părea că nu aude. Cât de frumoasă am fost, cât de frumoasă, îngână ea. Vreau să pipăie rochia femeii în alb, dar aceasta dispăru. Adineauri era aici. Unde e fotografia mea înviată? E pe aproape. A devenit invizibilă, dar e noaptea minunilor. Pentru toți acei care nu ar trebui să ne vadă, și noi suntem invizibili. Nu ne vede, nu ne aude nimeni. Și Ștefăniță alergă în jurul clădirii. Au! Încetează, vei trezi fantomele. Nu mi-e frică de fantome, nu mi-e frică de stafii, strigă băiatul, dar brusc se opri. Ambii auziră un glas tânguitor. Vino, Ștefăniță, șoptea cineva. Vino, am nevoie de ajutorul tău. Bătrâna a recunoscut glasul feciorului său. E Marius, să intrăm, să-l salvăm. Bunico, în clădire voi intra doar eu, rămâi pe loc. Să nu adormi, așteaptă-mă. Și sub privirile îngrozite ale bătrânei, peretele monumentului, ca un magnet, îl sorbi pe băiat în interior.
În locul prin care dispăruse Ștefăniță, rămase o spărtură de forma și înălțimea unui om. Bătrâna se repezi spre perete, dar o forță nevăzută o opri pe loc. Întinse mâna și atinse peretele. Era rece ca gheața. Acest monument e zidit din blocuri de gheață, se gândi ea cu tristețe. Se va topi, se va topi neapărat. Apoi, îndepărtându-se, obosită și indispusă, se așeză jos pe iarbă și porni să aștepte. Ștefăniță se pomeni într-o încăpere umedă și friguroasă. Nu exista nicio ferestruică, dar prin pereți răzbătea o lumină tulbure. Nu văzu pe nimeni. Unde ești, tată? Șopti el. Peste o habă de vreme, auzi răspunsul. În subsol, găsește scărița, coboară! Scărița o găsi la capătul sălii. Porni să coboare. Cu fiecare treaptă în jos se făcea tot mai întuneric. Când nu mai văzu nimic, îl trecu un fior de frică. Poate că acel glas nu e al tatălui meu, se gândi el. Poate că ar fi mai bine să mă întorc în orașul peste care acum ninge. Totuși continuă să pipăie treptele. Brusc, scărița și întreaga clădire porni să se zguduie. Ștefăniță alunecă și căzu în gol. Tată, strigă el, ajută-mă, mi-e frică. Steluțele, auzi vocea, amintește-ți de steluțe. Hei, steluțe surioare, am acum nevoie mare de al vostru ajutor. Veniți iute, altfel mor, zise băiatul și imediat fu înconjurat de un roi de steluțe multicolore. Steluțele îl prinseră în razele lor ca într-o plasă și peste câteva clipe se văzu așezat pe o podea de beton. De la lumina steluțelor observă că se află într-o încăpere asemănătoare cu aceea de sus. Doar că aici tavanul era sprijinit de o mulțime de coloane vișinii. Clădirea încetă să se mai zguduie. Tată, am venit! Vorbi Ștefăniță și glasul lui, în liniștea din jur, sună ca un ecou. Dar această liniște sinistră fu brusc spartă de niște sunete stranii care se întețeau cu fiecare clipă. Sunetele țâșneau de peste tot, din coloanele vișinii, din pereți, de sub podea. Plânsete, vaiete, strigăte de durere făcură clădirea să se zgâlțâie iarăși. Chiar dacă mai crescuse un pic, Ștefăniță rămase un copil. Aceste sunete înfricoșătoare îl speriară. Își astupă urechile. Tată, unde ești? Întrebă el și izbucni în plâns. Mi-e dor de tine, tată. În sfârșit auzi glasul cunoscut. Liniștește-te, fiule, vorbi glasul în timp ce celelalte sunete dispărură. Nu te speria. Îmi pare bine că ai avut curajul să cobori în această prăpastie, dar îmi pare rău pentru copilăria ta. Altfel ar fi trebuit să fie. Iartă-mă, însă numai ție pot să-ți încredințez taina pe care o ascund aici. Te iubesc, fiule. De ce nu te văd? Vreau să întrebe Ștefăniță, dar observă cum din centrul încăperii, de sub podea, se strecură o șuviță de fum. Șuvița căpătă forma unui sul și când sulul se înălță la câțiva metri, în interiorul lui Ștefăniță își văzu tatăl. Arăta altfel decât îl ținea minte. Era foarte înalt. Avea îmbrăcăminte albă, lungă, strălucitoare, iar fața îi păru străvezie. Cu toate acestea era tatăl său. Ștefăniță alergă spre el. Oprește-te! Îl auzi strigând. Privește în jos! De ce? Nu pricepu băiatul. Vezi un cerc? Îl văd! Șopti Ștefăniță oprindu-se chiar la marginea cercului. E cercul care ne desparte. E cercul dintre viață și moarte. Nu ai voie să treci peste el. Trebuie să trăiești. Te-am chemat nu ca să te pierd. Te-am chemat să-ți arăt unde am ascuns torbița cu semințe roze. Îți amintești? Îmi amintesc, tată. Caută-le, le vei găsi în această încăpere. Glasul tatălui devenea tot mai surd. Când vei avea semincioarele, continuă tata, când te vei întoarce în oraș, să semeni cu el orașul. Vor răsări și vor înflori flori. Flori pe care le vei vedea, flori pe care le va vedea orice suflare. Ai înțeles, fiule? Am înțeles. Tată, întrebă Ștefăniță în timp ce inima îi se zbătea ca o pasăre prinsă în laț. Spune-mi, ești viu sau ești mort? Nu mai sunt o ființă în carne și oase.
Sunt doar un suflet. Am rămas întemnițat aici de către oamenii cu ochii de gheață pentru acele semincioare, ca atâtea alte suflete pe care le-ai auzit adineauri strigând. Vrem să ne eliberăm, să ne înălțăm, să fim alături de cei dragi, dar e cu neputință. De ce, tată? Am fost zidiți în această clădire, însă altceva voiam să-ți mai zic. Spune-mi, tată. Am refuzat, fiule, să-ți picur în ochi o travă a minciunii. Acum ești sortit să vezi cât de frumoasă, cât de gingașă poate fi o floare, dar și cât de urât, de hidos poate fi sufletul unui om. În curând te vei convinge de asta. Tată, știu, e o povară prea grea pentru un copil, dar nici nu bănuiești cât de puternic ești. Te vei descurca. Mă voi descurca, tată. Găsește torbița, găsește și stârpește din grădina oamenilor cu ochii de gheață floarea minciunii. În tulpina acelei flori stă ascuns balaurul minciunii. Din ochi, de pe limba sa, izvorăsc acele picături care mai apoi sunt picurate în ochii pruncilor la naștere. Eliberează floarea de balaur și o travă a minciunii va înceta să mai curgă. Glasul tatălui devenea tot mai nedeslușit. Tată, strigă Ștefăniță, nu te mai aud. Fața, hainele părintelui său porniră să se destrame. Sulul de fum se întinse pe toată suprafața încăperii. Apoi, încet, încet, se strecură sub podea. Adio, fiule, auzi Ștefăniță. Caută torbița. Când vor înflori florile, toate sufletele întemnițate aici vor fi eliberate. Se vor înălța. Ai grijă de tine, de mama, de bunica. Nu permite sufletului tău să înghețe. Femeia în alb, femeia în alb. Fură ultimele cuvinte pe care le mai desluși Ștefăniță. Glasul se stinse. În sală se lăsă aceeași tăcere sinistră. Ștefăniță plângea. Plânse îndelung. Într-un târziu se liniști. Își șterse lacrimile și porni să caute. Văzu steluțele strălucind sub tavan. Pipăi podeaua, pereții, coloanele vișinii, dar nu găsi nimic. Își pierdu curajul. Deodată auzi un foșnet și văzu că sala se umple de păsări. Păsări mari, albe, cu aripile frânte. Păsările încercau să zboare. Zburau în tăcere până sub tavan, se loveau de pereți și cădeau nemișcate pe podea. Se pomeni înconjurat de o mare de păsări albe. Unele din ele dădeau semne de viață. Ar fi vrut să le ajute. Încercă să le atingă. Imediat însă, păsările dispăreau. Dispărură toate. Băiatul se întristă foarte tare că nu reușise să salveze niciuna. Într-un colț îndepărtat, observă o singură pasăre. Alergă spre ea, o luă în brațe și o mângâie. O sărută și îi simți căldura. Închise ochii și a avut senzația că îl ține în brațe pe tata. Nu tata pe el, ca atunci când era mic. Îl simți atât de aproape încât deschise ochii crezând că îl va vedea. Nu văzu însă pe nimeni, nici pasărea nu mai era. Se dumeri, toate păsările erau sufletele celor îngropați de vii în această prăpastie. Ultima fusese sufletul tatălui său. Stătea împietrit, sprijinit de perete. Avea o dorință atât de arzătoare să găsească torbița, încât ar fi fost în stare cu mâinile lui de copil să sape această podea de beton. Locul pe care stătuse pasărea rămase luminat. Ștefăniță observă în podea o adâncitură. Scotoci și scoase de acolo o torbiță. Era torbița tatălui său. Tata îl ajutase să o găsească. Își turnă în palmă câteva semințe roze. Își aminti de vorbele lui din ziua când plecase ca să nu mai revină. Privește aceste semincioare, Ștefăniță, îi zise atunci tata. Mi-e dor de tine, tată, șopti băiatul. Și tot atunci o văzu alături pe femeia în alb. Nu fi trist, grăia. Tatăl tău te vede, te aude, te simte, se bucură pentru tine, se întristează, te ajută, te protejează, te ferește de rău. Nu te va părăsi niciodată. E îngerul tău păzitor. Când te vei întoarce acasă, îi vei simți pretutindeni prezența. Lasă tristețea, îl îmbrățișă femeia. Hai să căutăm floarea minciunii.
Asemenea altor păsări, femeia și cu Ștefăniță de mână se înălțară până la sala de sus. Trecură apoi în altă sală, la fel de spațioasă. Aici Ștefăniță văzu o mulțime de mașinuțe. Gândaci, își aminti el porecla pe care l-o dăduse bunica. Mașinuțe gândac. Se apropiară de un perete lateral. Femeia șopti ceva, dar nu se întâmplă nimic deosebit. Nu se deschide, vorbia dezamăgită. Aceasta e ușa spre grădina în care crește floarea. Va trebui să găsim cheia. Cheia însă se află în buzunarul celui mai important căpcăun. I-o vom lua. Ce zici? Încercăm? Căpcăun? Se miră Ștefăniță. Credeam că sunt oameni cu ochii de gheață. Așa e. Oamenii cu ochii de gheață sunt însă cei mai adevărați căpcăuni. Se hrănesc, se adapă cu sufletele celorlalți oameni. Cine nimerește în ghearele lor, au de ales. Să devină ca ei, ori să putrezească pe fundul acelei prăpăstii. Îi vom aștepta în sala în care se adună în fiecare zi. Hai, Ștefăniță! Și iarăși zburară pe deasupra treptelor din interiorul clădirii. În sfârșit se pomeniră într-o sală foarte frumoasă, cu multe lumini, împodobită cu flori, ca de sărbătoare. Fotoliile ce împânzeau sala erau goale, dar nu dură mult. Se auzi zgomot, tropăit, și pe ușă dădură buzna o mulțime de oameni. Erau oameni obișnuiți, îmbrăcați în haine omenești, cu ochelari fumurii pe nas. Se așezară în tăcere în fotolii. Un timp nu se auzi niciun sunet. Apoi brusc, parcă de nicăieri, în fața celorlalți, apăru un tip care la început stârni râsul lui Ștefăniță. Omul era în întregime pătrat. Ștefăniță vrut să întrebe cine e, dar bărbatul își scoase ochelarii de pe nas. Văzu că în loc de ochi are doar două globuri mari de gheață. Ceilalți îi repetară gestul. Niciunul nu avea ochi de om, cu sclipiri de dragoste, de bucurie sau chiar de tristețe în ei. Ochi de gheață, liniște de gheață. Pe neașteptate, în această liniște rece, omul din față porni să urle. Apoi își întinse mâinile, scoase un răgnet și imediat mâinile îi se prefăcură în labe. Chiare lungi, ascuțite, acoperiră sala. Fața pătrată îi se desfigură, corpul îi crescu, hainele îi plezniră și din interior țâșni la suprafață o creatură foarte scârboasă. În sală, același lucru, încăperea mișuna de creaturi scârboase. Speriat, Ștefăniță se ghemui lângă femeia în alb. Nu-ți fie teamă, îl liniști ea. Nu ne vede, nu ne aude nimeni. Noi suntem în alt spațiu. Nu ne paște nicio primejdie. Asistăm la un ritual pe care ei îl repetă zilnic. Își verifică interiorul. Printre ei nu trebuie să se strecoare străini. Învelișul le este de om, interiorul de fiară. Când se amestecă printre oameni, nu-i poți deosebi și chiar cel de alături poate fi unul din ei. Doar ochii îi pot da de gol. Ei însă își acoperă ochii și în afară de asta, cine să-i descopere dacă tuturor orășenilor li s-a picurat încă din copilărie o travă a minciunii? Însă când va fi stârpită floarea din care izvorăște minciuna, când vor răsări și vor înflori florile din semincioarele roze, frumusețea florilor va alunga monștrii ce sălășluiesc în interiorul acestor creaturi hidoase. Privește-i, revin la vechea lor înfățișare și, într-adevăr, toate acele ființe scârboase dispărură. Ștefăniță îi avea iarăși în față pe oamenii cu ochii de gheață. Păreau foarte obosiți. Acum vor dormi, zise femeia în alb. Ne vom apropia de cel mai important căpcăun și îi vom sustrage cheia. Luară cheia fără probleme. Căpcăunul sfărăia de se zgâlțăia scaunul sub el. Merseră în sala cu mașinuțe taracan, deschiseră ușa din peretele lateral și nimeriră într-o grădină atât de frumoasă încât Ștefăniță se gândi că anume așa trebuie să arate raiul. Prin iarba de un verde mustos, presărată cu mulțime de flori, roiau fluturașii și albinuțele. În pomi doldora de fructe cântau păsărelele. Nenumărate havuzuri aurite înfrumusețau grădina și părea că doar îngeri lipsesc. Nu, nu e raiul, îi ghici gândul femeia în alb.
Sau, dacă e raiul, să știi că e raiul împreunat cu iadul. Aceasta e grădina durerii. Te vei convinge de ce. Acum o să plec, tu caută floarea. Eu o cunosc, însă nu ți-o pot arăta. Calea spre rău sau spre bine, fiecare trebuie să o găsească singur. Sunt convinsă, vei căuta și vei găsi calea spre bine. Caută floarea, Ștefăniță, repetă femeia și se făcu nevăzută. Rămas singur, băiatul se întristă. Cum să găsească o floare în această mulțime de flori? Cum să-și dea seama care e cea pe care o caută? Totuși, porni să cerceteze fiecare floricică în parte. Se opri doar când auzi un vuiet. Zgomotul venea de sus. Ștefăniță privi cerul. Nu apucă să se dumirească bine că un stol de păsări negre cu ciocuri ascuțite năvăli peste grădină. În câteva clipe, totul era una cu pământul. Zare de floare, fruct, frunză sau firicel de iarbă nu rămăsese întreg. Fluturașii, albinuțele se zbăteau în țărână cu aripile frânte. Abia acum își dădu seama de ce femeia în alb botezase această grădină drept grădina durerii. În aerul pe care îl respira, plutea atâta durere încât îi se păru că aici se concentrase toată durerea pământului. Și pe el îl durea sufletul. Îl durea sufletul pentru mama, pentru bunica, pentru orașul cufundat în noapte și în ploaie, pentru cei rămași pe fundul prăpăstiei. Dar mai ales îl durea sufletul la gândul că nu va reuși să smulgă cu tot cu rădăcină floarea minciunii. Privea neputincios la dezastrul din jur și nici nu observă cum fun conjurat de păsările negre. Stătea prins ca într-o capcană. Nu-și dădea seama cum să treacă de aceste ființe înfricoșătoare. Până să născocească ceva, în grădină apărură o ceată de omuleți. Gârboviți, mici, unul din ei se păru chiar că e vecinul lor de peste drum. Imediat păsările se feriră și-și luară zborul. Pe locul unde stătuseră, Ștefăniță observă un pâlc de flori strivite. Oamenii făcură cerc în jurul pâlcului, șoptiră ceva și păsările se făcură nevăzute. Ce legătură e între acești oameni și păsările negre? Se întrebă uluit băiatul. Nu reuși să-și termine gândul. Văzu cum dintre florile strivite se înălță o tulpină. Când tulpinița crescu, în vârf observă un boboc de floare. Bobocul brusc își desfăcu petalele. Fu orbit de atâta frumusețe. Tivite cu aur, cu argint, petalele florii erau de fapt niște bijuterii enorme. Era o floare artificială. Curios, vrut să treacă de cercul de oameni, să vadă minunea mai îndeaproape, dar auzi un răcnet, un muget de se cutremură pământul. Din interiorul florii își făcu apariția un cap hidos, deformat, cu o gură enormă și lipicioasă. Dihania porni să scuipe, slobozind pe nări fum negru și necăcios. Dezgustat, Ștefăniță se feri, apoi asistă la ceva oribil. Scoțând câteva limbi de foc, ființa aia scârboasă îi sorbi pe omuleții care nici măcar nu se împotriviră ca pe niște mere. Ce ai făcut?" strigă îngrozit băiatul. Ești un monstru!" Își aminti însă că nimeni nu-l aude, nimeni nu-l vede. Degeaba striga. Ar fi vrut să aibă un paloș, să răpună capul hidos, dar nu găsi decât o nuielușă și începu să-l pleznească. Acesta, de parcă plezniturile i-ar fi provocat plăcere, zâmbi, mugi, închise ochii, se sprijini de petalele florii și adormi sfărăind zgomotos. Trebuie să o găsesc pe femeia în alb, doar ea ar putea să-i vie de hac. Porni în căutarea femeii, dar observă că monstrul se trezește. Rămase pe loc. Acesta se opinti și brusc începu să vomite. Au! Strigă Ștefăniță. Îi vomită pe oameni, vii și nevătămați. După ce termină de vomitat, căpățâna hidoasă se retrase în interiorul florii. Floarea tremură și toate pietricelele strălucitoare căzură în voma de la rădăcină. Ce păcat, se gândi Ștefăniță. Erau atât de frumoase, dar și mai mare îi fu mirarea văzându-i pe omuleți culegând de prin mizerie pietricele colorate. Lucrurile curgeau atât de rapid încât nu reușea să înțeleagă ce se petrece.
se apropie de un omuleț ce ținea în palmă o pietricică strălucitoare. Îl recunoscu, era vecinul. Brusc, ochii vecinului începură să se rotească, apoi deveniră globuri, globuri de gheață. Și iarăși se prefăcură în ochi și iarăși în globuri, rămânând în sfârșit globuri nemișcate de gheață. Același lucru se întâmplă și cu ceilalți omuleți. Ștefăniță se dumeri imediat. Fusese martor la nașterea, sau mai bine zis, la formarea oamenilor cu ochii de gheață. Adineauri îi avusese alături pe balaurul minciunii și pe floarea minciunii. Se repezi să smulgă floarea. Nici pomină însă de floare, de balaur, ba chiar și pe omuleți parcă înghițise pământul. Te voi găsi, balaur mincinos, strigă Ștefăniță cu necaz. Te voi găsi și te voi strivi. Rămase trist, abătut și nu știa de la care capăt să înceapă. Merse spre un havuz să-și răcurească fața. În oglinda apei văzu alt chip. Nu mai era copilul de altădată. Crescuse. Ba chiar îi apăruseră tulei de mustață. Nu-și va ierta niciodată dacă nu va reuși să îndeplinească rugămintea tatălui său. Privi cerul și îi se păru că cerul, soarele, toate sunt de gheață. În jur, pământ negru, doar fluturașii și albinuțele se mai zbăteau cu aripile frânte. Culese un fluture, îl duse la buze, îl încălzi cu răsuflarea sa și brusc fluturașul îi se zbătu în palmă. Apoi, brusc își luă zborul. Culese încă unul. Se întâmplă același lucru. Rând pe rând, încălzi în palmă și readuse la viață toți fluturașii și toate albinuțele. Grădina se umplu iarăși de sumzet. Ștefăniță era fericit. Făcuse o faptă bună. Se simțea însă foarte obosit. Mă voi odihni, își zise el. Apoi, sprijinindu-se de peretele unui havuz, a dormi. Se trezi din pricina unui fâlfâit de aripi. Pe deasupra zbura un stol de păsări albe. Unul din ele îi atinse fața. Păsările albe, se bucură Ștefăniță. Sufletele celor îngropați de vin sub sol. Au reușit și s-au înălțat. Au ieșit din prăpastie. Păsările însă, după ce zburară un timp pe deasupra grădinii, se îndreptară spre clădire și dispărură în interior. În urma lor, grădina brusc își recăpătă înfățișarea de mai înainte. Era iarăși plină de verdeață, de flori, de pomi, doldora de fructe. Albinuțele și fluturașii roiau în jurul lui Ștefăniță. Apoi fiecare insectă se așeză pe câte o floare și Ștefăniță observă că doar pe o singură floricică nu se așeză nimeni. Insectele stătură un timp nemișcate, după care iarăși își luară zborul. În sfârșit făcură cerc în jurul floricelei mici cu petalele aurii, neînsemnate, presărate abundent cu picățele de diferite culori. Ia e, strigă băiatul, e floarea minciunii. Mulțumesc fluturașilor, mulțumesc albinuțelor. Nu avea nicio îndoială, insectele i-au arătat anume ceea ce căuta. S-a repezit să o smulgă, dar tulpinița firavă, asemenea unui elastic, revenea la loc de fiecare dată și nu se lăsa smulsă. Ștefăniță își dădu seama că balaurul o trage înapoi în pământ. Băiatul se opinti, ținu tulpinița cât de mult putu și în sfârșit căpățâna hidoasă își făcu apariția. Mii de albinuțe se repeziră spre ochii balaurului. Urlând de durere, cu ochii în ace, acesta părăsi floarea luând-o la fugă. Pe Ștefăniță îl umflă râsul. Monstrul cu capul enorm avea un trup chircit și aproape că nu avea picioare. Minciuna e cu picioarele scurte, îi zicea adesea bunica. Acum smulsese floarea aproape fără efort. De fericit ce era, nu observă că o rămurică rămăsese încă în stol. Alergă să o caute pe femeia în alb. O găsi lângă peretele clădirii. Am reușit, sări în sus de bucurie Ștefăniță. Iată floarea. Vru să-i o dea, dar în spatele său auzi un glas. Oprește-te, ea nu e cine crezi, e balaurul minciunii deghizat în femeie. Eu sunt cea adevărată, dă-mi floarea. Înturnându-se, Ștefăniță văzu o femeie exact ca aceea pe care o avea în față. Cele două semănau ca două picături de apă. Privea zăpăcit când la una, când la cealaltă. Pe coroana femeii din față se așeză un fluturaș.
observă lipsa unei flori. În noaptea trecută, tocmai de acolo îi se dăruise floarea cea albă. Fluturașii îl mai ajutară odată. Fără să ezite, Ștefăniță întinse floarea femeii din față. Pământul se cutremură de la răgnetul balaurului. Grădina se umplu de un fum negru și necăcios. Apoi totul se limpezi, se liniști. Bravo! Îl îmbrățișă adevărata femeie în alb. A fost ultima șansă a balaurului de a-și recăpăta floarea. Din această clipă, floarea minciunii nu mai există. Ea va deveni o floare obișnuită. Însă multe lucruri vor fi altfel. Floarea îți aparține. Când vei ajunge acasă, să o așezi alături de trandafirul roșu și de floarea cea albă. Să ai grijă de flori. Ține minte, florile aduc bucurie, dar ele trebuiesc îngrijite și bine păzite. Balauri sunt mulți pe pământ. Acum găsești-o pe bunica și plecați. Întoarceți-vă acasă, în orașul peste care încă sălășluiește noaptea. În curând, acolo va fi dimineață. Noaptea minunilor e pe sfârșite. Adio, nu ne vom mai vedea. Voi fi din nou o simplă fotografie. De data asta, femeia nu dispăru brusc. Merse încet de-a lungul clădirii, până ce Ștefăniță o pierdu din vedere. Traversă același drum. Din sala cu mașinuțe, în care acum nu mai văzu niciuna, merse în prima sală. Se opri o clipă. În gând, își lua rămas bun de la tata. Apoi, trecând prin spărtura din perete, nimeri în exterior. Nu o văzu pe bătrână. Porni să o caute și o găsi adormită la un colț al monumentului. Bunico, trezește-te! Strigă speriat Ștefăniță. Nu ai voie să dormi! Dar bătrâna rămânea nemișcată. A murit! Șopti băiatul. A stat lângă peretele de gheață și a înghețat. Începu să plângă. Lacrimile îi picurau pe fruntea bătrânei. Brusc, aceasta deschise ochii. Cine ești? Întrebă ea obosită. Nu te cunosc. Am adormit? Nu trebuia să dorm. Bunico! O sărută și o îmbrățișă Ștefăniță. Sunt eu, nepotul tău. Nepotul meu? Ai crescut atât de mare? Semene atât de mult cu Marius, îngână bătrâna, apoi nu mai zise nimic. Să plecăm acasă, o ajută băiatul să se ridice. Trecură peste nenumăratele scări. În piață se îmbulzeau mulțime de mașinuțe, se loveau, alergau agitate, unele rămâneau nemișcate cu roțile în sus. A observat lipsa florii, se gândi Ștefăniță. Caută vinovatul printre ei. Să ne grăbim, o îndemnă el pe bătrână. Se face noapte, puterile femeii în alb vor lua sfârșit. Erau lângă fâșia de ceață când lângă ei opri o mașină. Oprește-te, Magda, strigă cineva din interior. Ce cauți aici? Terinte? Șopti bătrâna speriată. Bunico, lasă-l, să trecem dincolo, nu avem timp. Dar bătrâna rămase pe loc. Ești din mașină, Terinte, vorbi ea emoționată. Te credeam mort, ai dispărut în aceeași zi cu băiatul meu, cu Marius. Da, Magda, sunt Terinte, continuă să tune cel din mașină fără să-și facă apariția. E adevărat, am dispărut în aceeași zi, dar spre deosebire de prostul tău de fecior, eu am preferat să trăiesc. Sunt viu și nevătămat. Ți-e dor de el, Magda? Ha, ha, ha. E neomenește să râzi, Terinte, îți era nepot. Nepot? Neomenește? Îți arăt eu neomenie, urlă cel ce se numea Terinte. Și din mașină ieși o namilă de om cu fața pătrată, ochelari negri pe nas. Floarea, Magda, dăm floarea! Care floare, Terinte? Ce fel de floare? Se sperie bătrâna. Nu, tu nu ești Terinte, doar glasul e al lui. I-ai furat glasul. Bunico, să mergem! Încercă Ștefăniță să o tragă dincolo de peretele de ceață. Să plecăm! Cu cine vorbești, Magda? Se agită namila și băiatul își dădu seama că era auzit. Dar rămase nevăzut. Cu nimeni, Terinte, cu nimeni. Ți s-a părut? Mi s-a părut? Floarea, Magda, strigă iarăși omul cu fața pătrată. Și brusc mâinile îi se prefăcură în labe. Fața îi se desfigură. Hainele îi plesniră. Îi plesni pielea. Și asupra bătrânei se năpusti o fiară extrem de hidoasă. Ștefăniță încercă să-și apere bunica. Ferește-te! Îl înlătură bătrâna foarte hotărâtă. Și în acel moment trupul ei se zgudui ca electrocutat. Ferește-te!
Repetă ea calm și în câteva clipe luă înfățișarea femeii în alb. Cu brațe vânjoase, tinere, răsuci ghearele fiarei, le smulse și le aruncă hăt cât colo. Împroașcă-l cu semințe, îi strigă ea lui Ștefăniță. Îl vor ajuta, nu tărăgâna, împroașcă-l. Atins de semințele roze, fiara își recăpătă imediat înfățișarea de mai înainte. Cel căruia bunica îi zise Terinte, porni să alerge bezmetic prin piață. Am orbit, Magda, strigă el. Nu văd nimic. Fie-ți milă, Magda, ajută-mă, îți sunt frate. Frate, Magda, m-ai omorât. Nu te-am omorât, vorbi cu tristețe cea care luase înfățișarea bătrânei. Nu te-am omorât, Terinte, te las să trăiești. Chiar dacă ai privit nepăsător cum mi se curmă zilele feciorului meu, te las să trăiești și nu ești orb, doar că ți se topește gheața din ochi. Din această clipă, tot răul pe care l-ai făcut, îl vei vedea nu prin ochii tăi spurcați de gheață, ci prin ochii părinților noștri. Asta îți va fi pedeapsa și povara. Să vedem cum vei trăi cu această pedeapsă, cum vei duce această povară. Femeia se înturnă către Ștefăniță. Plângea. Îți spusesem adio, vorbia, însă nu puteam să trec pe alături într-o clipă de grea cumpănă pentru voi. Să nu-i povestești bunicăi despre Marius, despre Terinte, va fi o durere prea mare. Acum chiar îți voi zice adio, mulțumesc că ai mers în noaptea minunilor. Și femeia dispăru în fâșia de ceață, alături stătea bunica. Ce s-a întâmplat? Întrebă ea de parcă se trezi dintr-un vis urât. Unde e Terinte? Aoleu! Plesni bătrâna din palme. Ce de-a fi ori? Jos, pe asfaltul negru, pe locul unde căzură semincioarele, răsăriră pâlcuri de floricele albe, gingașe, ca niște flori. Ștefăniță își privi bunica. Părul ei devenise ca neaua. Am bătrânit, se gândi băiatul, într-o singură noapte. Străbătură în tăcere fâșia de ceață. Erau din nou în orașul său trist. Aici mai dăinuia noaptea. În sfârșit suntem acasă, vorbi bătrâna. Ce noapte ciudată! Să ne grăbim! Bunico, răspunse Ștefăniță, te conduc până aproape de casă. Eu însă mă întorc, voi semăna orașul cu aceste semincioare. Ștefăniță scoase din buzunar torbița. Dar e torbița lui Marius, o recunoscu bătrâna. Apoi nu mai zise nimic. Luă câteva semințe și le aruncă pe luciul alb al zăpezii. Au cutreierat orașul, împrăștiind semințe în lung și în lat. Lângă căsuța lor au ajuns leiți de puteri. În cele două ferestruici mai pâlpâia încă o luminiță plăpândă. Au intrat uitând să arunce semințe în propria curte. O femeie grăbovită stătea în fața icoanei. Mamă, șopti Ștefăniță. Femeia se înturnă. Cine sunteți? Întrebă ea speriată. Oana, se miră bătrâna. Nu ne recunoști? Femeia luă opaițul, veni mai aproape. Nu poate să fie adevărat, îngână ea. Nu credeam să te mai văd. Dar cine e băiatul? Oana, e Ștefăniță, băiatul tău. Ștefăniță? Doamne, cât de mare a crescut, cât de mare. E leit Marius. Și femeia izbucni în plâns. Oana, ești bolnavă? Cât de mare putea să crească într-o singură noapte? Am întârziat, Oana. Iartă-ne. O singură noapte? Ați întârziat? 12 ani încheiați, ani de nădejde și de deznădejde. Unde ați fost atâta amar de vreme? Și femeia îl îmbrățișă pe Ștefăniță. Băiatul meu, bietul meu băiat. Nu contenea ea să îngâne. Oana, am vrea să dormim, suntem obosiți. Femeia alergă după așternuturi. Un timp merse de la patul bătrânei la patul băiatului. Nu-i venea să creadă. Se liniștea abia după ce îi simția adormiți. Încercă să se culce, dar nu o prindea somnul. Se ridică și merse spre fereastră. Pe pervaz, în vaza în care păstrase floarea cea albă, mai văzu încă două flori. Un trandafir roșu și o floricică căreia nu-i știa numele. Privi prin geam. Afară ningea. Își puse pe umeri un șal și merse în curte. Peste orașul adormit, scăldat de o lumină lăptoasă, cerul presăra cu dărnicie noi ani de fulgi albi, mășcați și strălucitori. Fulgii se așterneau cu minți pe crengile pomilor
și Oanei i se păru că anume așa trebuie să arate o livadă în floare. Își aminti de Marius. A avut senzația că Marius e undeva pe aproape. Poate chiar e unul dintre acești fulgi, se gândi cu tristețe femeia. Într-un târziu intră în casă. În antreu observă o haină necunoscută. O pipăi și își aminti. Era haina lui Marius. Se culcă și pentru prima dată după atâția ani a dormit liniștită. Toți trei se treziră de la strigătele de bucurie ale copiilor de pe stradă. Era ziua și continua să ningă. Oana, întrebă bătrâna arătând spre Ștefăniță, cine e băiatul? E nepotul tău, nu-l recunoști? Ștefăniță? Făcu ochii mari bătrâna. Dar parcă încă ieri îl duceam de mânuță. Ai uitat, mamă, ai uitat totul. Poate e mai bine așa. Ba nu, Ana, nu e bine să uiți. Acolo unde se lasă uitarea, palaurii își găsesc culcușul. Să nu uiți nimic, Ana, și nici tu, copile, nimic. Și iarna aceea a nins mult peste orașul cu ochii de ploaie. Ciudat, dar orășenii uitaseră să plângă. În ochii lor apărură sclipiri de adevărată fericire. Oamenii începeau să învețe cum să se bucure. Cerul de deasupra orașului nu mai rămânea mereu cenușiu, mai ales în nopțile când nu ningea, bolta cerească cu puzderia de stele îi scotea din case și pe mari și pe mici. Uneori apărea luna arătându-se în toată splendoarea ei. În sfârșit veni primăvara, o altfel de primăvară. Nu se luă bine zăpada când din pământul reavăn răsăriră pâlcuri de floricele albe, gingașe, ce păreau niște fulgi încăpățânați care nu doreau să devină simple picături de apă. Cineva le-a zis ghiocei. Primăvara de vreme, ghioceii înfloreau peste tot. Într-o noapte, Ștefăniță îl visă pe tata, care îi înmână un buchet de ghiocei. Păzește florile, îi vorbi el. Fără de căldură, pământul e trist. E îndeajuns însă să fie străbătut de razele calde ale soarelui, că în semn de recunoștință, pământul scoate la suprafață torent de culori și de frumuseți. Fără de căldură, pământul e lipsit de culoare, iar fără de flori, sufletul omului e lipsit de căldură. Păzește florile, Ștefăniță! În acea noapte, Ștefăniță simți că sufletul tatălui său îl însoțește peste tot. A doua zi, merse în piață. Pe locul monumentului văzu acum un minunat havuz. A dispărut, se gândi băiatul. Razele fierbinți ale soarelui au topit gheața. În înaltul cerului rotea un stol de păsări. Se întorceau cocorii. Au trecut ani de atunci. În fața havuzului, oamenii au construit o clădire nouă, din piatră albă, și i-au zis clădirea principală. Orașul cu ochii de ploaie și-a recăpătat vechea denumire. Să fi zis acum cineva că acest oraș scăldat de lumini, îmbăiat de ploi albastre și calde, îmbătat de mireasma florilor parfumate, a fost cândva o urbe tristă și mohorâtă, în care nimeni nu vedea zare de floare, acel cineva ar fi considerat de-a dreptul nebun. Un singur bătrân căruia orășenii nu-i mai cunoșteau vârsta, căci până și el își pierduse șirul anilor, nu dorea sau poate că nu putea să uite cum fusese orașul înainte de marea sa înflorire. Bătrânul își ducea zilele singur, într-o căsuță mică, cu două ferestruici spre drum, ce priveau mereu mirate la tot ce se întâmplă afară. Pe pervazul uneia dintre ferestre, trecătorii vedeau zi și noapte trei flori minunate care nu se mai ofileau. Curtea moșului, vară și iarnă, era înfrumusețată cu straturi de flori. Și doar ghioceii nu-și găsiră locul printre acele flori. În ultima vreme, ghioceii înfloreau tot mai rar prin oraș. În fiecare zi, bătrânul pleca spre parcul din fața clădirii principale. Se așeza pe vreun scăunaș și ore în șir privea la trecători, la straturile de flori, la hulubii albi. Într-una din zile observă o mașinuță ce semăna leit cu mașinuțele gândac din copilăria sa. Bătrânul se cutremură. Amintiri ciudate îi se încâlciră în minte. Merse grăbit spre clădire. A avut senzația că piscul pe care se înalță acum clădirea e mult mai înalt. Își încordă privirea și privi peste ziduri.
rămase nemișcat și tăcut. În ochii celor de după pereții groși de piatră, observă sclipiri ciudate de gheață. Întors acasă, în vaza de pe pervaz, nu mai găsi nicio floare. Vânzătorul de vise, de Emilia Plugaru. Nimeni nu ar fi putut spune exact când a apărut acel bătrân singuratic la marginea podului ce despărțea orașul în două. Tuturor li se părea că omul e de când lumea acolo. Mic la stat, gârbovit, într-o haină ponosită, stătea ore în șir așezat pe o buturugă, privindu-i pe trecători cu ochi strălucitori și cu minți, strigând din când în când cu un glas neobișnuit de răsunător pentru vârsta sa. Cumpărați vise! Hai la vise! Cumpărați vise! Bătrânul era înconjurat de buchete de flori de câmp uscate. De la acele buchete adia a primăvară, a pădure, a brazdă proaspătă și, lucru ciudat, în preajma lor ți se părea că te afli în mijlocul câmpului, printre flori înmiresmate, printre vânturi calde și nebunatice. Cumpărați vise! Cumpărați vise! Nu obosea să strige bătrânul de dimineață până seara târziu. Visele sale nu erau altceva decât acele buchete uscate de flori de câmp. Cei mai mulți trecători aruncau câțiva bănuți într-o pălărie veche, întoarsă cu fundul în jos, se alegeau cu câte un vis și își căutau de drum. Erau însă și dintre aceia care îi strecurau printre dinți moșului vorbe veninoase. Cine-ți permite, boșoroc bătrân ce ești, să tulburi liniștea orașului în fiecare dimineață cu neroziile tale? Cu ce se ocupă legea? Unde e legea? De ce oare doarme această lege care de fapt ar trebui să-i protejeze pe cetățenii ei? Pe ăștia îi irita enorm mirosul florilor de câmp. În zilele de odihnă era mare forfot în jurul moșului. Veneau mai ales oamenii ce își lăsaseră cândva copilăria rătăcind pe dealuri și pe vâlcele. Ascultau poveștile bătrânului, se îmbătau de mireasma florilor, își aminteau cu nostalgie de zilele când își răcoreau călcâiele în iarba mătăsoasă a locurilor natale și se simțeau fericiți. Într-o dimineață de toamnă, cu puțină ceață, dar care își mai păstra încă din căldura dimineților de vară, la marginea podului apăru un tânăr înalt, zvelt, cu părul des, cenușiu, ce-i cădea neascultător peste frunte. Ochii băiatului sclipeau, iar fața îi era luminată de o mare fericire. Moșule, zise el vesel, ia găsește mata în stogul ăla de vise, unul frumos, cel mai frumos, căci mâine aș vrea să îl dăruiesc unei ființe dragi. Pricep, moșulică? Mâine mă însor cu cea mai minunată fată din lume. Cum crezi, întrebă flăcăul zâmbind larg, va fi un cadou pe cinste? Bătrânul îl privi un timp în tăcere. Te-am întrebat ceva? Începu să-și piardă răbdarea flăcăul. Da, da, bineînțeles, îi răspunse distrat moșul. Iartă-mă, m-am lăsat furat de gânduri. Ziceai de un vis? Păi, cam așa ceva. Să ai un vis nu e rău, dar, dragul moșului, nu cred că e potrivit să dăruiești unei mirese un vis.
Visele nu întotdeauna se realizează și atunci, la ce bun? Te-a sfătui să-i faci cadou miresei tale un buchet de trandafiri roșii. Ar fi minunat! Unei mirese îi dăruiești flori proaspete, îi dăruiești dragostea, încrederea ta, speranța în ziua de mâine și zău, nici de cum un vis. Visele, de, le ții pentru tine și apoi ce vezi aici sunt doar vise de noapte. Cum adică? Adică îți procur un buchețel, îl duci acasă și pe parcursul a mai multor ani, periodic, vei visa unul și același vis. Visul îți va fi dat după cum îți va fi și sufletul. Atâta tot? Se miră Flăcăul. Da, băiete, atâta tot. Acum te hotărăști dacă dorești să-ți mai dau un buchet sau ba. La o adică nici nu cunoști prea mare lucru despre visele mele. E, moșnege, iar eu care credeam, auzisem atâtea lucruri frumoase despre tine. Dădu alehamite din mână Flăcăul. Dacă știam, nu mai făceam atâta drum. Nu te supăra, ți-am spus adevărul. De ce să te mint? Înțeleg, văd că ești om cum se cade. Știi ceva? Dă-mi un buchet, adică un vis, să-l am ca amintire. Bătrânul îl măsură cu privirea, de parcă ar fi dorit să-l vadă pe dinăuntru. De ce mă privești așa? Se fâstăci un pic Flăcăul. Nu te speria, îi zâmbi cu bunăvoință bătrânul. Vreau să văd cam ce vis ți se potrivește. Uite, ia-l pe acesta. Și moșul îi întinse un buchet de flori roze. E un vis frumos, adăugă el. Ia-l tău. Mulțumesc, bătrâne, ține leul. Nu, refuză moșul. Nu am nevoie de bani. Socoate că ți l-am făcut cadou. Și să-ți mai spun ceva. Stau aici, băiete, nu ca să adun averi, ci fiindcă îmi place să le amintesc oamenilor că în viață există loc și pentru vise. Aș muri de plictiseală dacă aș sta de unul singur toată ziulica. În singurătate, bătrânețea, fiule, e atât de tristă. Lasă, moșule, se înduioșă tânărul. Nu mai ești chiar atât de bătrân. Ai dreptate. Astăzi am întinerit un pic. Îmi pare bine că te-am cunoscut. Și mie, zise Flăcăul. Voi mai trece, rămâi cu bine. Băiatul se pregătea să plece când, pe neprins de veste, din ceața dimineții, apăru un omulean scund, burtos, cu o pălărie neagră pe cap cu borurile largi, pe care omul o tot îndesa nervos peste ochi. Imediat, țipă el, să vă cărați imediat. Picior de al vostru să nu fie pe pod. Ați înțeles? E interzis. Tânărul cu părul cenușiu se opri în loc. La început i se păru că îl mai văzuse pe individ, dar nici de cum nu-și amintea când și unde anume. Mai încet, omule, nu țipa, ripostă băiatul. Explică. Ce e interzis? Eu țip? Se înfurie scundul. Acu și ți-arăt eu țipete. Dar de unde totuși îl cunosc? Se întrebă Flăcăul. Am senzația că îl știu și încă foarte bine. Aceleași țipete, aceeași isterie. Auzi? Se dădu el pe lângă scund. Încetează, mai bine zim de unde te cunosc. Ia, nu-mi umbla cu de-astea. Fii convins, nu am păscut porcii cu tine. Ai dreptate. Ba, chiar cred că în viața ta nu ai prea avut de-a face cu oamenii, doar cu porcii, căci tu ești unul din ei. Se bâlbui scundul. Ce ai zis? Apoi începu iar să țipe. Cărați-vă, cărați-vă, nu îmi puneți răbdarea la încercare. Dar
ce-am făcut?" Se sculă de pe buturugă bătrânul. "Ce-ai făcut? Mai ai neobrăzarea să întrebi? Zi de zi adun lumea în jurul dumitale. Tulburi liniștea unor cetățeni cum se cade. Acum însă s-a terminat. Nu mai ai dreptul să stai la capătul acestui pod. Cară-te cât e lucru cu cinste." "Păi nu cășunez nimănui niciun rău." "Niciun rău, zici? Faptul că oprești în fiecare dimineață niște cetățeni grăbiți, oare nu e un rău imens adus societății?" "Omule, eu nu forțez pe nimeni." "Lasă, nu te mai preface. Vă cunosc eu. Vă adunați și puneți la cale nelegiuiri împotriva puterii. Mulțumește-te că doar te alung. Te-aș putea băga la dubă. După cum vezi, sunt foarte uman. Hai, ia-ți catrafusele și șterge-o." Scundul îl apucă brutal pe bătrân de umeri. "Stai, ce faci?" Se încruntă cel cu proaspătul buchet de vise în mână. "Îndrăznești să dai într-un bied moș lipsit de apărare? Ia-ți mâinile murdare de pe bătrân, altfel va trebui să ai de-a face cu mine. Auzi, om de nimic ce ești." Celălalt rămase mut. Mai întâi deveni palid, apoi o roșeață stacojie îi năvăli în obraz. Bătu de câteva ori cu picioarele scurte, asemenea unui bou pus pe rele, și în sfârșit prinse la glas. "Eu? Om de nimic? Ai îndrăznit să-mi arunci în fața asemenea vorbe?" Râse cu poftă flăcăul. "Privește-l, moșule, îl atingi cu un deget, îl dobor exact ca pe un nimic, iar el se revoltă." "Tu? Pe mine? Ca pe un nimic?" "Da, ca pe un nimic. Hai, cară-te de aici, lasă-l pe moș în pace." "O să-ți pară rău, o cât de rău o să-ți pară." Dădu un pic înapoi scundul. "Nu știi ce faci, nu știi cu cine te-ai legat." "Și cu cine, mă rog, m-am legat?" "Cu legea," urlă omul cu picioarele scurte. "Eu sunt legea, legea sunt eu." Deodată, scundul se repezi spre flăcău, îi smulse buchetul, îl aruncă cât colo, alergă spre căpița de vise, o călcă în picioare, strivi cu talpa bocancilor fiecare floricică în parte, apoi se făcu nevăzut. Totul se petrecu atât de fulgerător, încât băiatul nu reuși să se dezmeticească. În jur se răspândi un miros fin. Florile strivite își trăiau ultimele clipe, împrăștiind prin aer tot ce aveau mai scump, parfumul. Bătrânul și flăcăul rămaseră înmărmuriți. Chipul bătrânului se întunecă, își îndreptă spatele, apoi, încet, fără grabă, merse până în mijlocul șoselei, ridică buchetul, îl scutură și îl înapoie băiatului. "Ia-l," zise el încet, "nu va mai fi ca înainte, vei avea însă totuși un vis. Îmi pare rău, am vrut să-ți fac un adevărat cadou. N-a fost să fie." "Nu o-ți fă griji, moșnege, oricum îți mulțumesc." "Nu o mulțumi, după acest incident nu îți va fi deloc ușor. Te văd însă puternic și știu că le vei trece pe toate." Flăcăul vrut să-l îmbrățișeze, să-și a rămas bun, dar mare minune. Observă că, de fapt, se afla singur pe pod. În jur, țipenie de om. Nici pomină de bătrân, nici pomină de buchete. Ceața de pe râu se ridicase. Pe cer sclipea un soare cu minte. Razele lui jucăușe lunecau vesele pe oglinda argintie a râului. De partea cealaltă a podului se auzi huruit de mașină. Trecură câțiva oameni, băiatul însă nu le dădu atenție. Încercă să găsească rămășițele florilor strivite. Nu găsi nici măcar o singură petală.
Totul era atât de misterios, încât nu mai știa ce să creadă. Observă că ține în mâini un buchețel de flori roze. Florile îl îmbătau cu mireasma lor, îl măcinară îndoielile. De unde le are? Hotărâ că le-o fi strâns de pe undeva de pe malul râului. Parfumul acestor flori i-o fi provocat halucinații. Își aminti că, de fapt, se pornise după un buchet de trandafiri vișinii. Își îndreptă grăbit pasul spre locul unde, cu noaptea în cap, florăresele își aduc marfa. Flăcăului îi veni inima la loc. Uită imediat cele întâmplate. A doua zi, duminică, în centrul orașului, pe malul drept al râului, se juca o nuntă. Mirele, un flăcău înalt, voinic, cu părul lung, cenușiu, se numea Călin. Mireasa era o floare de câmp, o țărâncuță veselă, vioaie, cu două cosițe castanii, lungi până mai jos de brâu, care parcă lumina locul pe unde pășea. În preajma Anei, căci acesta era numele miresei, aerul părea proaspăt, ca după o ploaie de vară. Nuntașii avură senzația că se află nu la o nuntă obișnuită, într-un oraș înghesuit, îmbâxit de colbi și de mirosuri urâte, ci sunt departe, în mijloc de câmp, acolo unde nu există opreliști. Însă, după cum odată și odată toate i-au sfârșit, și această nuntă s-a încheiat. Viața și-a reluat cursul său obișnuit. Nu trecu bine anul că Ana îi dărui lui Călin doi feți frumoși, doi gemeni ce-i umplură casa de bucurii. După un an, încă doi. Când se încheiară patru, ograda lui Călin deveni neîncăpătoare pentru cei șase copilași și toți șase băieți. Dar odată cu bucuriile în casă, dădură năvală și o mulțime de griji. Ca să-și ridice copilașii, nu prea ajungeau două brațe de bărbat și două de femeie. Și nu pentru că aceste patru brațe nu ar fi muncit îndeajuns. De ceva timp, în acel oraș se întâmplau lucruri nespus de ciudate. Așa, de exemplu, cei mai mulți dintre orășeni se pomeniră într-o bună dimineață, fără casă, fără masă, fără tot ce adunaseră într-o viață lungă de om. Nimeni nu știa ce se întâmplase de fapt. S-au pomenit oamenii doar cu cerul liber deasupra capului. Ciudățenile nu s-au oprit aici. Foarte curând s-a descoperit că o parte din orășeni, la fel peste noapte, s-au pricopsit cu bogății nenumărate, cu castele ce au împânzit orașul ca ciupercile după ploaie. Norocoșii și-au împrejmuit iute palatele cu garduri înalte, au instalat lacăte pe la porți, apoi parcă au dispărut. Existau, trăiau, dar totodată nimeni nu-i putea vedea. Noua lor viață căpătase acum alte dimensiuni. Dimensiuni pe care majoritatea celor năpăstuiți nu le prea puteau pricepe. Călin și Ana s-au trezit printre cei cu năpasta și fiindcă decât să muncească altceva nu mai știau, și-au suflecat mânecile și s-au pus pe treabă. Îndeplineau orice fel de muncă. Cu toate acestea, abia delegau tei de curmei. Fiind meșter la toate, până la urmă, pe locul unde altădată fusese casa bunicilor săi, Călin reuși să-și zidească o căsuță. Mică căsuța lor, dar foarte drăguță. Două cămăruțe, o bucătărioară, o tindă, câteva scăunașe, câteva pătucuri, o măsuță, asta le era acum toată averea. Pe din afară, Călin o împodobi cu horboțică din lemn, în vârful acoperișului îi puse doi cocoșei de tablă,
Stâlpii îi încrustă în stil național, dar mândria casei rămânea pridvorul. Un pridvor mare, larg, frumos, din care lui Călin îi plăcea în orele de răgaz, noaptea, să privească cerul încărcat cu stele. Oare acolo sus, se întreba deseori Călin, există ființe asemănătoare oamenilor? Dacă da, atunci și acolo curg râuri de durere și de lacrimi. Vecinul de peste drum, un om scund, ursus cu o burtă rotundă, s-a ales cu un munte de casă, un adevărat palat, cu turnuri și ferestre arcuite, cu acoperiș de argint și toate acestea doar pentru doi dulăi pe care îi ținea legați la poartă, căci bietul de el nu mai avea pe altcineva. Omul de vis-a-vis purta mereu, trasă peste ochi, o pălărie neagră, cu borurile largi și ori de câte ori îl zărea, Călin avea senzația că-l văzuse cu mult înainte. Unde, când, cum, nu-și putea aminti. De vină o fi fost pălăria, ori poate că acesta s-o fi născut cu o față invizibilă. Așa ori altfel, omul părea că nu are față. Nu-i puteai desluși nicio trăsătură. Cu față sau fără de față, lui Călin nu-i păsa cine îi este vecin. În schimb, cel de vis-a-vis îl privea deseori cu neîncredere și la fel se căznea să-și amintească de unde îl știe. Nu îl avea la inimă omul cu picioarele scurte pe Călin. Nu-i putea suporta copiii, căci, în genere, ori și ce copil îi provoca mare disconfort. Ăștia, își tot repeta el, negreșit îi vor aduce nenorocire, mai ales că sunt mulți și pe deasupra mai sunt și lipiți de săraci. De când trăia în castel, peste tot vedea doar bandiți și tâlhari. Ca și mulți alții, își împrejmuie iute palatul cu garduri înalte, își puse zăvoare trainice peste tot, pazniși credincioși, dar gândul că-l paște o mare primejdie nu-l lăsa nici pe o clipă. Vor veni, vor veni, își tot repeta el la nesfârșit. Îmi vor lua totul, poate chiar și viața. Această obsesie îi prefăcuse existența într-un adevărat calvar. Nimeni nu cunoștea ce bogății găzduiește castelul său, iar castelul găzduia obiecte de aur, de argint, lustre scumpe, mobilă, covare, mătăsuri, tablouri, icoane, obiecte meșterite de mâna și de gândul omului. Dar nimic nu-i aducea satisfacție de plină. Mereu îi se năzărea că băieții lui Călin într-o bună zi vor da năvală în casă. Și poate că nu ar fi fost atât de încrezut dacă în fiecare noapte nu l-ar fi chinuit unul și același vis. Se culca în patul său moale, printre bogățiile sale, și nu reușea să închidă bine ochii, că se visa într-o casă părăsită, dărăpânată, fără de uși, fără de ferestre, pustie, doar cu o oglindă stricată în ea. În vis se privea în oglindă și pornea să hohotească ca un nebun. În oglindă vedea un bătrân deșirat, desculț, îmbrăcat în zdrențe, zoios, plin de bube. Și atunci îl apuca un fel de tremur, de frică. Încerca să-și găsească pălăria. Nu o găsea și în clipa aceea se trezea. Privea buimac și se liniștea abia după ce avea de plină convingere că toate-i sunt la loc. Umbla ca un lunatic, cotrobăia, număra, așeza până îl prindeau zorii. Încerca să ațipească din nou, dar îndată ce punea capul pe pernă, visul îi reapărea. Viața pentru el pierduse orice strălucire. Pe zi ce trecea, era tot mai convins că anume copiii lui Călin
îi vor aduce sfârșitul și groaza îl învăluia ca într-o pânză de păianjen. În minte îi încolțea un plan. Călin nici cu gândul la primejdiile ce-l pășteau. Își căuta omul de ale sale. Alerga cât era ziulica de mare să nu-l ajungă nevoile din urmă. Nevoile însă nu-i făceau ocolișuri. Dădeau buzna din toate direcțiile. Într-o bună zi, pe nepusă masă, se pomeni omul fără de lumină în casă. Cineva îi furase lumina. Ce ne vom face, tată? Plângeau copilașii. Cum vom trăi pe întuneric? Ne este frică. Nu vă temeți, îi liniștea Călin. Cât timp aveți părinți, totul va fi bine. Și apoi, adăugă el, priviți ce lună frumoasă luminează pământul. Luna strălucește acum pentru voi. Întunericul, le mai zicea Călin, e înfiorător atunci când vine din sufletul omului. Să aveți grijă de sufletele voastre, să nu lăsați să pătrundă în ele întunericul. Mai apoi, în plină iarnă, au rămas și fără de căldură. În mica lor căsuță cu horboțică era frig aproape ca afară. Alți copilași se bucură când vine iarna și doar noi așteptăm să treacă mai iute. De ce, tată? Îl întrebau băieții. De ce ne este atât de frig? Nu e vinovată iarna, puii tatei, încerca să-i liniștească Călin. Nu iarna aduce frigul cel mare. Răceala inimilor omenești, iată cine aduce cel mai aprig frig de pe lume. Într-o noapte, pe la un sfârșit de ianuarie, peste oraș s-au abătut niște vântoaice nebune. Dacă rămânem fără de acoperiș, se gândi cu tristețe Călin, suntem cu totul pierduți. Spre dimineață însă, vântoaicele s-au potolit. Călin a ieșit afară. Vântul doborâse câțiva arbori, desfăcuse câteva acoperișuri, dar mica sa căsuță stătea neatinsă. În schimb, ograda era plină de crengi uscate smulse din bătrânul stejar. Stejarul se înălța lângă poartă și fusese sădit acolo hăt de străbunicul lui, om de o înaltă cultură pentru timpurile de atunci, numele căruia îl purta și astăzi strada pe care locuiesc. Călin a intrat în casă nemaipomenit de fericit. Copii, a zis el, vom avea căldură. Vântul i-a smuls stejarului nostru toate crengile uscate. Nu vă faceți griji, arborele e neclintit. La primăvară va fi și mai verde și mai puternic. Dar chiar dacă din clipa aceea au început să facă focul în sobă, copilașii toți s-au îmbolnăvit. Au căzut bolnavi toți deodată. A doua zi, Ana, într-un suflet, alergă cu ei la medic. Medicul, un omulean scund, cu o pălărie albă, dar care nu se știe de ce părea neagră, cu o față căreia nu-i puteai desluși trăsăturile, îi examină pe copii, apoi îi se adresă Anei. Femeie, fii calmă. Dar ce e, doctore? Se albi Ana la față. Zău, nici nu știu cum să-ți zic. Spune-mi, nu te răgăna, mă voi strădui să mă stăpânesc. Păi, femeie, copiii dumitale sunt grav bolnavi. Doctore, încercă să spună ceva Ana. Așteaptă, o soluție totuși există. Ce soluție, doctore? Se învioră un pic femeia. Păi, ca să-ți salvezi copilașii, va trebui să cheltuiești o avere. Nu știu dacă ești pregătită. Sunt pregătită de orice. Îmi dau și viața dacă trebuie. Ei, hai, lasă. Nici chiar așa. Ar fi destul să-ți vinzi, de exemplu, casa. Casa? Șopti Ana pierdută. Ai dreptate. Să rămâi pe drumuri, tocmai cu 6 copilași, îmi dau seama, nu e lucru cel mai potrivit. Te înțeleg, căci, de,
Suntem cu toți oameni. De aceea ți-aș mai propune ceva. Zi-mi, doctore, nu mă cruța. Îi reveni Anei un pic sângele în obraz. E simplu de tot. Te văd femeie voinică și cred că nu se va întâmpla nimic dacă, de exemplu, îți vinzi un rinichi sau un plămân, orice. Vai, doctore, nicio problemă. Chiar ți-aș fi recunoscătoare. Spune-mi, ce trebuie să fac? Vii mâine, o tipări ușurel pe spate doctorul. Acum ia aceste pastile, le bei ca să fii mai liniștită. Doctorul cu pălăria albă, care părea neagră, o petrecu amabil pe Ana și pe copilaș până la ușă. Ana s-a întors la căsuța sa lipsită de lumină și de căldură, dar totodată caldă și luminoasă, prin dragostea celor ce trăiau în ea, cu speranța în suflet. Călin nu era acasă. Și-a culcat copiii, i-a învelit, apoi timp îndelungat a stat la căpătâiul lor. Pe neprins de veste, prin cămară se răspândi un parfum fin. Femeia încercă să afle de unde vine parfumul. Zări în grindă un buchețel de flori uscate. Erau florile copilăriei sale, flori rare, pe care ea și maică-sa le adunau cu grijă de prin ponoare în fiecare vară. Acele flori aveau însușiri medicinale miraculoase. Făcu iute o fiertură, îi trezi pe băieți și le dădu să bea. A doua zi, copilașii alergau vesel pe afară, nici pomină de boală. Călin nu a știut niciodată de cele întâmplate. În schimb, și-a amintit de buchețelul de vise. Și-a amintit de întâmplarea de pe pod. În următoarea noapte, Călin și-a așezat rămășițele florilor sub pernă și a avut un vis. Unul ciudat, dar foarte frumos. Când visul i se repetă, începu să creadă că acolo pe pod nu avusese o vedenie, ci totul fusese real. A existat bătrânul, a existat și cel care își spunea legea. Pe unde o fi oare acum bietul bătrân? Pe unde o fi burduhosul cu picioarele scurte? Uneori se părea că vecinul, stăpânul castelului de vis-a-vis, e chiar cel de-i smulsese odinioară buchețelul de vise din mână. De altfel, întâlnea în cale nenumărați oameni ce parcă semănau leit cu cel de pe pod. Totuși ceva îi deosebea, glasul. Glasurile lor erau diferite. Unii abia destrecurau cuvintele, alții, dimpotrivă, împușcau cu cuvântul. Cei mai mulți vorbeau așa încât nu pricepeai nimic din ce zic. Principalul însă era că toți păreau că nu au față. La o adică, Călin nu prea avea mare treabă cu burduhosul de pe pod. Totuși, a rămas surprins de asemănarea izbitoare a directorului școlii unde îi mergeau copiii cu acel individ. Școala se afla alături de mica lor căsuță cu horboțică. Mihăiță, mezinul, tocmai merse în clasa întâi. În acea școală învățase cândva și Călin. Într-o zi, directorul l-a invitat în cabinetul său. Fără să-și scoată pălăria de pe ochi, porni să-i vorbească în grabă. Înțelegi, dumneata, domnule Călin, școala noastră e cea mai bună școală din oraș. De aceea legile și cerințele noastre sunt un pic altfel, înțelegi? Înțeleg, domnule, de ce să nu înțeleg? Atunci să trecem la subiect. Noi, pedagogii, împreună cu părinții, am hotărât că trebuie să introducem legi noi pe care fiecare elev, părinte, va fi dator să le respecte. Ține minte acest lucru. Dar stai, domnule, nu te pripi. Acum și-ți explic. Păi, încă nu am zis nimic. De zis, dumneata nu ai zis. Sunt convins însă că te-ai gândit. Nici de gândit nu e voie? Întrebă mirat Călin. Hotărât că nu. În școala asta, pentru toată lumea gândesc eu. Ai înțeles, domnule?
Da, se grăbi să răspundă Călin, făstăcindu-se și mai mult. Frumos din partea dumitale, foarte frumos, mai ales că e și spre binele copilașilor, că doar nu le dorești răul, nu? Așa e, știam eu. Hei, iată, ne-am abătut de la temă. Despre ce vorbeam? Ah, da, despre legi. Ziceam că noile noastre legi sunt cât se poate de simple. De una dintre ele însă depinde reușita la învățătura fiecărui elev în parte. Călin îl asculta pe director și se întreba: de ce oare în ultima vreme întâlnesc atâția indivizi care niciodată nu scot pălăriile negre de pe cap? Cunoștințele pe care le acumulează elevii, continuă directorul, sunt direct proporționale cu felul lor de a se îmbrăca. Noua lege presupune că niciun copilaș nu trece mai departe de pragul acestei școli dacă, Doamne ferește, i se va descoperi în hăinuță o găurică oricât de mică. Adică cum? Întrebă nedumerit Călin. Vezi? Se înfurie directorul. Știam de la bun început, ești unul dintre ăia care nu gândesc cu capul. Presupun că și haina dumitale e plină de găuri. Cred că și copilașii nu-ți prea strălucesc la învățătură. Ar fi mai înțelept să le găsești de pe acum o altă școală. Dar, domnule, aici am învățat eu, părinții, bunicii mei și aici îmi vor învăța și copiii. Vă rog, domnule, explicați-mi, vom respecta legea. Nu o prea cred, însă fie, mai explic o dată. Găurile din hăinuța unui copil sunt pur și simplu molipsitoare. O astfel de gaură provoacă găuri imense în buzunarul unui pedagog. Un pedagog cu o gaură în buzunar e un om demoralizat și atunci te întreb, domnule, despre ce reușită la învățătură mai poate fi vorba? Se scârpină Călin la tâmplă. Iată deci cum stau lucrurile. Acum am înțeles. Totul e foarte simplu și totodată foarte complicat. Deci ne-am înțeles, adăugă directorul. Nici o găurică. Legea trebuie respectată. Ne vom strădui, ne vom strădui, răspunse abătut Călin și porni spre ușă. Încă ceva foarte important. Ceva care îi vizează doar pe părinți. De acum înainte, în școală vor intra doar acei părinți care vor fi îmbrăcați, cum s-ar zice, la patru ace. Problema e că de curând am instalat o nouă ușă la intrare, una foarte performantă. Dar, domnule director, ușa veche nici pe departe nu era veche. Se opri Călin în loc. Chiar eu, anul trecut, am cioplit-o și am instalat-o. Am schimbat-o. Ușa dumitale era învechită moral. Acum avem o ușă minunată. Ți se închide pur și simplu în nas dacă nu ești dichisit cum se cuvine. Ce vrei? Nu suntem o școală obișnuită. Pe Călin îl trecură sudorile. Și, întrebă el, e absolut necesar, adică la patru ace? Ar fi mai bine poate să vă procurați, iată, o pălărie, uite așa, ca a mea. Dar, zâmbi semnificativ directorul, sunt convins că dumneata niciodată nu vei avea parte de o asemenea pălărie. Când a venit acasă, Călin i-a povestit totul Anei. Au cercetat hăinuțele copiilor și s-au îngrozit. Au descoperit mulțime de găurele. Ce vom face? Întrebă abătut bărbatul. Ana nu știa ce să facă. Știi ceva? Zise într-un târziu Călin. Mâine nu trimite copiii la școală. Ușa cea nouă li se va închide în față. Până le cumpărăm hăinuțe, să stea acasă. Plec imediat la patron. Nu mi-a plătit de jumătate de an o parăchioară. Îl voi ruga, îi voi explica, mă va înțelege. Are și el copilași. Spre marea uimire a lui Călin, patronul semăna leit cu vecinul și cu directorul școlii. Cu o singură deosebire, când vorbea ăsta, parcă tăia cu cuțitul.
S-a întors acasă și mai abătut. Ce ai? Întrebă Ana, văzându-l atât de negru la față. Nimic, m-a alungat, ca pe un câine, mai rău chiar. Mi-a zis că mă vede pentru întâia dată și că nici vorbă să-mi fie dator. Uite așa, a chemat doi din ăștia cu pistoale la brâu, le-a ordonat să mă arunce în stradă. Am lucrat atât amar de vreme fără să fiu remunerat. Lasă, Călin, liniștește-te. Ai scăpat cu viață și de-acu e bine. Vom găsi o soluție. În noaptea aceea, până în dimineață, Ana a cusut. Acolo unde observa o găurică, femeia înseila o floare. Și erau acele flori nemaipomenit de frumoase. Semănau a flori de câmp. O vreme, copiii nu au încetat să umble la școală. Dar numai o vreme. Nu se știe de ce Dumnezeu unora le dă totul, altora nimic. Chiar dacă ducea o viață plină de griji, natura îi înzestrase pe copiii lui Călin cu mulțime de talente. Spre invidia multora, erau ageri la minte, ca și taică său. Tăiau un lemn, desenau, cântau și toate le făceau cu talent și cu tragere de inimă. Mihăiță, mezinul pe care frații îl porecliseră Titirez, îi întrecea pe toți. N-o degeaba îi ziceau Titirez. Pe toate le prindea din zbor, dar cel mai mult se pricepea la bătut mingea. Nu reușise să iasă bine de sub masă, că și începu să bată cu piciorul în minge. Chiar din clasa întâi, în școala cu pricina, devenise mare vedetă. Ca să demonstreze tuturor că școala lor e o școală serioasă, directorul, ori de câte ori avea delegații străine, organiza meciuri de fotbal în care numai decât era prezent Titirez. Bravo, Titirez! Strigau de la tribune. Bravo! Țin-o tot așa! Trăiască, Titirez! Băiatul ăsta îi plăcea să se laude directorului. Ne va scoate în lume, ne va face vestiți! Într-o zi, Titirez, pregătindu-se de un nou meci, se dezbrăcă în garderobă și uită în grabă să-și aranjeze astfel hăinuțele, încât să nu observe nimeni găurelele din dosul floricelelor. Cineva descoperi ce de-a găurele avea vesta lui Titirez și fuga la dirigintă. Diriginta abia atinse hăinuța. Cu buricul la două degete o ridică sus, apoi o aruncă pe podea strigând: să fie luată și aruncată, la gunoi, e molipsitoare! Și alergă la director. A doua zi, în fața băieților lui Călin, ușa școlii nu s-a mai deschis. Lui Titirez, ușa i-a deschis-o un profesor. Ținea în mâini un costumaș nou-nouț. Mic, dar mândria școlii avea și multă mândrie personală. Nici în ruptul capului nu a dorit să primească costumașul. Au plecat de acasă șase și s-au întors tot șase. Colegii nu au înțeles niciodată de ce a plecat Titirez. Călin, întreba deznădăjduită Ana, de unde și pentru ce atâtea necazuri pe capul nostru? Cum putea să știe biata femeie că toate li se trag de la vecinul de peste drum? Ăștia, triumfa între timp cel cu picioarele scurte, își vor lua lumea în cap de vreme ce le-au fost fugăriți plozii din școală. Vor pleca unde îi va duce ochii. Ha, 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 rângea el. În sfârșit, voi dormi liniștit. Însă, nu a fost să fie. Călin nu avea de gând să plece de pe strada sa. În scurt timp găsi altă școală. Ce-i drept, școala cea nouă se afla tocmai la capătul orașului. În schimb, avea ușile din lemn de stejar și se deschideau vraiște în fața oricărui copil. Acum băieții lui Călin se trezeau cu noaptea în cap ca să reușească la ore. Hăinuțele împânzite cu floricele,
ghetele ponosite nu o mai deranjau pe nimeni. Profesorii se mândreau cu copilașii lui Călin. Școala devenise centrul atenției întregului oraș. Omul cu pălărie neagră de peste drum își ieșea din minți. Uneori își ridica privirile pierdute spre cer și șoptea în neștire: "Ajută-mă, Doamne! Izbăvește-mă de blestematul ăla de vis care mă chinuie ani în șir! Izbăvește-mă de acești vecini de care mi-este atât de frică! Nu mai pot! O să ajung la Balamuc! La Balamuc, Doamne! Arată-mi calea cum să mă descotorosesc de cei ce râvnesc la averea mea! Fii milostiv, Doamne!" Se tot ruga el în vreme ce în minte îi încolțeau noi și noi planuri. Într-o zi, Ana l-a trimis pe titirez la băcănia din colț să cumpere pâine. Copilul s-a întors cu mâinile goale. "Unde e pâinea, Mihăiță?" l-a întrebat îngrijorată Ana. "Nu am cumpărat, s-a scumpit pâinea. De unde vom lua bani pentru pâinică, mamă?" "Lasă, Mihăiță," a zis Ana, "nu-ți fă griji, ne vom descurca." În noaptea aceea, femeia nu a închis un ochi. A doua zi, sâmbătă, și-a trimis copiii la joacă și a început o discuție cu Călin. "Dragul meu," a zis ea, "va trebui să plec." "Cum să pleci? Unde să pleci?" întrebă îngrozit Călin. "Mă voi întoarce în satul meu de baștină. Acolo mă așteaptă pământul. Așteaptă să fie muncit. Sunt convinsă că niciodată nu vei fi de acord să te rup de rădăcinile tale. Eu însă sunt născut acolo unde vântul nu are opreliști. Trăiesc în acest oraș îmbâxit de răutăți și de mirosuri urâte doar de dragul tău și de dragul copilașilor noștri. Pentru mine, aburul pământului, bătaia vântului în mijlocul ogorului, ropotul ploii, e însăși viața. Îmi voi ara ogorul, îl voi ara, îl voi semăna și voi crește pâine, pâinea pe care nu avem acum pe masă. Nu e lucru femeiesc să ari, să semeni, să treieri. Două mâini de femeie trebuie doar să coacă pâinea. Voi coace și pâine. Cum să le faci tu pe toate? E adevărat, sunt orășean, dar voi merge cu tine. Această țară, acest pământ e al nostru, al tuturora. E pământul strămoșilor, care l-au hrănit cu osemintele lor și l-au făcut să fie roditor și bogat. Strămoșii sunt rădăcinile noastre și atâta timp cât avem rădăcini, ne vom ține, Anuță, ne vom ține." Uneori, adăugă Călin în șoaptă, "primăvara, când înfloresc pomii, mi se pare că florile parfumate sunt sufletele celor ce au locuit cândva pe aceste meleaguri. Strămoșii ne privesc cu ochi de floare, Anică, și ne ajută la greu. Vom crește pâinea, împreună vom crește-o." De la un timp, omul de peste drum nu mai zărea pe nimeni în ograda lui Călin. "Poate că m-ai auzit și pe mine, Doamne," își făcea el stângaci semnul crucii, bucurându-se că, în sfârșit, planurile lui au dat roadă. Nu credea și nu crezuse vreodată în Dumnezeu. În ultima vreme însă îi tot dădea ghies cu bisericile. Devenise un fel de modă. Mulți de-al de el veneau la Sfânta Biserică nu ca să-L roage pe Dumnezeu să le ierte păcatele, că păcate aveau și făceau cu nemiluita. Veneau de dragul ochilor lumii. Ba chiar unii își scoteau hainele obișnuite și îmbrăcau sutane. Se prefăceau că aduc cuvântul Domnului în sufletele oamenilor. Domnul însă pe toate le vedea, pe toate le știa. Oricât ar fi încercat omul cu picioarele scurte să se descotorosească de Călin și de copiii acestuia, și Călin și băieții erau bine sănătoși, chiar mai mult, băieții crescuseră înalți, frumoși, puternici spre invidia multora. E drept, acum plecau tot mai des,
mai des vara la pământ, la țară, să-și crească pâinica. Pâinea ce-i ajuta doar să nu moară de foame, căci și aici, departe de oraș, lucrurile nu erau prea bune. La început, Ana nu și-a recunoscut satul. Avea satul ei ceva din tristețea stelelor, atunci când, pe neprins de veste, pe cer dau năvală nori cenușii și le acoperă strălucirea. Rămas fără de bujorii din obrajii fetișcanelor, fără de chiotele flăcăilor, era trist satul. Nu mai avea satul fete mari și flăcăi. Nu se jucau nunți, nu se serbau cu mătrii și peste tot dăinuia tristețea. Până și pământul era trist, nelucrat, nemângâiat de brațe vânjoase și tinere, pământul, altădată roditor și mănos, acum nu mai voia să dea roade. Își voia pământul copiii acasă, dar copiii plecau, fugăriți, mânați de mâini nevăzute, copiii satului își luau lumea în cap și se duceau. Unde îi duceau ochii? Lăsau în urmă doar tristețe și mâhnă. Așa era satul Anei acum. Scăldat în lacrimile bătrânilor, rămași fără de sprijin la bătrânețe. Cât timp nu-și vedea vecinii, omul de peste drum se simțea în apele sale. Chiar dacă îl mai chinuia visul, primejdia îi se părea depășită. Într-o zi însă, i-a văzut pe toți 6 băieți, înalți, frumoși, intrând în ograda căsuței cu horboțică și inima i s-a oprit în loc. Mi-a venit sfârșitul, a urlat el în neștire. Dacă nu întreprind ceva imediat, pot să-mi iau adio de la bogățiile mele. Uite-i, Doamne, cum cresca din apă. Îi șterg de pe fața pământului, îi nimicesc. Până acum am fost prea uman, prea cum se cade. Spre seară, lângă căsuța lui Călin, s-a oprit o namilă de mașină ce scotea sunete sinistre din motor și scrâșnea asemenea unui balaur. Mașina părea că nu e ghidată de nimeni. Cui să-i dea în gând că e condusă din umbră? Avea o misiune diabolică: să transforme căsuța cu tot ce-i viu în ea într-un morman de pietre. Mai apoi, locul ar fi fost nivelat, curățat, s-ar fi semănat iarbă, pe margine s-ar fi plantat brazi, arbori ceșeau veșmântul mereu același și lumea ar fi pășit pe gazon fără să-i pese că de fapt pășește pe morminte. De acest lucru, omul cu picioarele scurte era absolut convins. Mai mult decât orice, și-ar fi dorit însă în primul rând să scape de stejarul din fața portiței. Auzise de pe undeva că, ci că stejarii de prin părțile locului le dau tărie și putere celor ce locuiesc în preajmă. Și probabil, anume arborele e de vină că nu se poate descotorosi de vecini. Stejarul, da, stejarul, îl va smulge cu tot cu rădăcină. Dar și el locuiește în preajmă, și el e de prin părțile locului. Atunci, nu, el e altfel, stejarul nu-l va ajuta niciodată. Tocmai în clipa când mașina vrut să-și ia vânt, lângă mica căsuță cu horboțică se opri un grup de turiști străini. Planul omului cu picioarele scurte nu funcționă nici de astă dată. Cum să dărâmi, să nimicești ceva din ceea ce au atins, au pipăit străinii? Aceștia înconjuraseră stejarul, începând să-l pipăie, și nu mai încetau să se mire de vigoarea și de frumusețea lui. Apoi, la un moment dat, au observat horboțica din lemn. Ceva mai original și mai frumos nu mai întâlniseră. De unde atâta măestrie și talent? Se tot întrebau străinii. De unde atâta har la niște biete ființe chinuite și horopsite de soartă? Acolo, în țara lor, asemenea talente ar fi fost purtate pe brațe.
Deodată, grupului de străini se alătură un bătrânel josuț, cu fața cu minte, cu părul, barba și mustățile albe ca neaua. Aici locuiește Titirez și cei 5 frați ai săi? Întrebă binevoitor bătrânul. Aici, om bun, aici, i-a răspuns Ana. 6 flăcăi, bătrânul și străinii au stat de vorbă la măsuța de sub stejar până seara târziu. Când au intrat băieții în casă, Anei i-a sfârâit inima. Nu te întrista, mamă, a îmbrățișat-o Titirez. Nu s-a întâmplat nimic. Ba nu, Mihăiță, s-a întâmplat, îmi spune mie inima. Da, mamă, zi-mi, Mihăiță, vorbiște Fănel, băiatul mai mare. A venit vremea, mamă, să ne luăm zborul. Privește, ne aplecăm când intrăm pe ușă. Am crescut, trebuie să ne căutăm de viața noastră. Vom pleca, toți 6, cu străinii în țara lor. În țara noastră, cei de-al de noi nu au loc, știi bine. Ana a început să plângă. Mamă, nu plânge, de ce să rămânem? Acasă e acasă, a șoptit Ana. În țara ta e în țara ta. Ce fel de țară, mamă, ce fel de casă? Aici ni s-a furat ceva ce nimeni niciodată nu ne va întoarce. Copilăria. Atunci când trebuia să zâmbim, noi plângeam. Plângeam iarna de frig și de întuneric. Plângeam vara când treceam pe lângă cireșii doldora de cireșe coapte și dulci, iar noi nici nu le știam gustul. Vom pleca. E unica ușă întredeschisă de unde răzbate o rază de lumină. Poate vom reuși, poate nu. N-avem de unde ști. Ceea ce știm e că într-o bună zi ne vom întoarce. Și dacă acum nu avem puteri, atunci vom avea. Și vom face totul ca zâmbetul copilașilor de pe aceste meleaguri să nu le dispară vreodată de pe buze. Toți copilașii merită să zâmbească. Crede-ne, mamă, și blagoslovește-ne. Bine, flăcăi mamei, abia șoptit Ana. Plecați, Dumnezeu să vă aibă în pază. Băieții au îmbrățișat-o. Dar, a adăugat Ana, să țineți minte un lucru. Mă voi ruga pentru voi să aveți o viață frumoasă acolo printre străini. Să vă străduiți întotdeauna să reușiți doar prin munca voastră cinstită și prin talentele cu care v-a înzestrat Dumnezeu. Mi-e teamă însă că chiar de veți avea tot aurul lumii, nu vă veți simți pe deplin fericiți, căci lăsați în urmă ceva ce nu vă permite oriunde în altă parte să fiți ca acasă. Pe obrajii Anei curgeau 2 pârâiașe de lacrimi. Ne vom întoarce, mamă, nu plânge, au liniștit-o feciorii fără să dea prea mare importanță vorbelor ei de mai înainte. Ne vom întoarce și vom construi în ogradă o casă mare unde vom trăi fericiți cu toți. În noaptea aceea, Ana iarăși a cusut. Ce tot coși acolo, Ana? O întrebă Călin. Culcă-te, mâine vom avea o zi grea. Aripi cos, Căline. A doua zi, căsuța cu horboțică arăta tristă și părăsită. Când află că băieții lui Călin au plecat, omului de peste drum îi săltă inima în piept. Nu mai avea de ce să se teamă. Oh, rânji el, în sfârșit îmi voi recăpăta somnul. Dar de unde? Ca și mai înainte. Se trezea pe la un miez de noapte, îngrozit, scăldat în sudori. Iar și iar pornea să umble buimac prin castel, scotocind, controlând, numărând, blestemând pe toți și pe toate. Îi ura atât de mult pe cei ce-i părea lui că sunt mai prejos ca el. Din ăștia întâlnea la tot pasul, încât uneori plănuia să-și ia bogățiile și să plece undeva departe, pe o insulă
unde nu există oameni. Știa însă că e imposibil. Paradoxal, dar anume, fără de omuleții necăjiți și simpli nu ar fi putut exista nici el, că-și trăia datorită urii pe care le-o purta. Era vampir, avea nevoie de energia lor. Nu-și dădea seama că anume energia străină îi provoacă frică. O frică imensă, care îl măcina. Se gândea mereu că atâta timp cât poartă pe cap acea pălărie neagră cu borurile largi, nu-l prea paște mare primeștie. De aceea își îndesa tot mai adânc pălăria peste ochi. Noaptea însă, când rămânea de unul singur în imensa-i fortăreață, pălăria îi aluneca de pe creștet. Prin zidurile groase ale castelului ajungeau până la el vaiete, bocete, plânsete de copii și de bătrâni necăjiți, iar dânsul nu vroia să audă, să vadă nimic, și asta îl scotea și mai tare din minți. Apoi venea visul. Călin și Ana păreau să fie mai fericiți ca omul cu picioarele scurte. Băieții au plecat, iar Ana a rămas cu inima frântă. Pe lângă tristețea ce inundase sufletul, amarnic o mai durea locul de unde își smulsese aripile. Călin o vedea mereu abătută, pusă pe gânduri. Într-o zi însă, întorcându-se acasă, o găsi veselă și bine dispusă. "Avem cumva vești de la copii?" întrebă Călin mirat. "Nu," se posomărâ iarăși Ana. "Nicio veste." Foarte curând însă, își recăpătă buna dispoziție. Nu trecu mult și Ana aduse pe lume o minune de copilaș, pe care îl botezară Gheorghiță. Călin îl numea Prâslea, prâsnelul tatei. Și era prâsnelul tatei o adevărată minune. Când i-a venit vremea de școală, l-au dat în clasa a treia, căci cei de o vârstă cu el erau prea mici pentru mintea sa. Învăța în aceeași școală unde îi învățaseră și frații. Băiatul știa că, undeva prin lume, are niște frați și tare îi mai era dor de ei. Când încerca cineva să-l supere, își proptea piciorușele în pământ și, ca un adevărat bărbat, le striga adversarilor săi: "Las că vin ei, bădicii mei." "Bădicii tăi?" râdeau cei mai mulți. "Ia-ți de-o grijă, nu o mai vin, s-au prăpădit, au fugit de sărăcie și s-au prăpădit, nu o ai tu pe nimeni." Atunci băiatul devenea copil și roaie de lacrimi inundau obrăjorii. "Nu-i adevărat," le striga, "vor veni. Dacă nu vor veni singuri, îi voi aduce eu, când voi crește." De dorul fraților, Prâslea se așeza uneori la măsuța din umbra stejarului și începea să cânte. Învățase cântecul de la maică sa. Cânta cu o voce atât de cristalină și de curată, încât trecătorii se opreau în loc să-l asculte. Când se sătura să cânte din gură, copilul ducea la buze un fluieraș meșterit de Călin. Din mlădița aia de soc se revărsau peste oraș sunete ce se prelungeau în sufletele oamenilor, asemenea unui balsam tămăduitor. "Sărmanul Călin, sărmana Ana," șușoteau cei de-i cunoșteau. "Îl vor lua și pe ăsta străinii, că prea frumos cântă, prea frumos." În șușotelile lor, negreșit că exista un grăunte de adevăr. De la un timp, tot mai des veneau străinii să-l vadă pe Prâslea. Îl fotografiau, îl filmau, scriau despre copilul minune dintr-o țară, hăt de la capătul pământului, prin ziarele lor. Lucru ciudat, Călin nu se împotrivea. Își zicea omul că măcar unul din cei șase aude, citește și le spune celorlalți că acasă îi așteaptă un prâsnel mititel și, ia vezi, se întorc cu toții să-l vadă. Îi era drag Gheorghiță, dar amarnic îi mai era dor și de băieții plecați. În sufletul său se simțea vinovat,
se căsnea și își zicea că poate nu a făcut totul. Nu a muncit îndeajuns odată ce au plecat copiii atât de departe. Într-una din zile, neastâmpăratul de prâz le-a găsit în coarda podului câteva floricele uscate. Ce flori sunt astea, tată? Întrebă copilul. Nu știu, prâzlu, i-a răspuns Călin. Știu doar că în aceste flori stă ascuns un vis. Un vis frumos pe care îl visez ori de câte ori are să mi se întâmple ceva deosebit. Și l-ai visat de multe ori, tată? Da, copile. De exemplu, înainte de a te naște tu. Noaptea, Călin visă iarăși visul. A doua zi, când ieșea pe portiță, îl zări pe vecinul de peste drum. I se păru schimbat. Aceeași pălărie plăștită peste ochi, aceeași burtă enormă, vecinul însă tremura din toate mădularele sale. Ce-o fi pățit? Se întrebă Călin. O fi având omul necazuri. Dumnezeu să-l aibă în pasă. Își căută de drum. Dar simți deodată că vecinul îl privește cu ură și grăbi pasul. Nu pricepea cu ce l-o fi supărat. Călin își zise că în ziua în care își visase visul nu poate să-i se întâmple nimic rău. Cu toate acestea, toată ziua îl măcină o neliniște neînțeleasă. Când în sfârșit i se termină ziua de lucru, Călin se grăbi acasă. Coborâ la stație și, de cealaltă parte a străzii, îl observă pe Gheorghiță. Băiatul părea agitat, îi gesticula ceva, îi vorbea, dar din pricina huruitului de mașini nu deslușea nimic. Pe neprins de veste, copilul se desprinse de pe trotuar și traversă strada în fuga cea mare. În aceeași clipă, din poarta vecinului se zmuci o mașină mare, neagră, cu sticlele fumurii. Mașina se năpusti cu o viteză nebună în direcția lui Prâslea. Prâslea, Prâslea, murmură Călin înțepenit de groază. Apoi, nemai judecând, se aruncă în fața mașinii. Reuși să-l împingă pe Gheorghiță de pe partea carosabilă pe trotuar. Când își reveni, îl întrezări pe Prâslea plecat deasupra sa. Ce e, tată? De ce ai căzut? Te simți rău? Îl întrebă Gheorghiță îngrijorat. Prâznelul tatei, puiul tatei, îl trase Călin la piept. Unde e mașina? Care mașină, tată? Nu a fost nicio mașină. Călin se ridică, privi în jur buimăcit. Cum adică? Mașina ce s-a repezit din poarta vecinului, cel cu castelul de vis-a-vis. Doamne, dacă nu mă nimeream prin preajmă, dacă nu reușeam să te împing pe trotuar. Tată, te-ai îmbolnăvit, îi puse mâna pe frunte băiatul. Despre ce mașină vorbești? Despre care castel? Nu a fost nicio mașină. Nu mai e niciun castel, privește. În locul castelului, acum e teren liber. Un teren larg, acoperit cu iarbă mustoasă și verde. Călin privi uluit în jur. Rămase stâlp de uimire. Pe marginea terenului despre care îi vorbise adineauri Gheorghiță, se înălțau 7 mlădițe de stejar. A doua oară în viață îi se păru că are halucinații. Și totuși a fost ceva, murmură Călin. Am văzut mașina cu ochii mei. Hai, tată, ești obosit, te-ai speriat fără de pricină. Dar a fost, îți spun ce a fost. Te-am observat când ai coborât din troleibuz și am alergat înaintea ta ca să-ți dau vestea cea mare. Tocmai atunci a apărut bătrânul ce stă acum, uite colo, pe marginea trotuarului. Când a ajuns în dreptul meu, boșorogul a ridicat cârja și pare să a vrut să mă lovească. L-ai observat? Te-ai repezit? I-ai smuls cârja și i-ai aruncat-o hăt cât colo. Din întâmplare, i-ai atins și vârful pălăriei. Iată, atunci bătrânul s-a înfuriat rău. S-a aruncat asupra ta ca un turbat. Ai vrut să te aperi, dar te-ai împiedicat și ai căzut.
Cine e bătrânul tată? Îl cunoști? Călin în sfârșit îl observă pe cel de stătea gârbovit nu departe. Îl văzu fără de pălărie și îl recunoscu. Era el, omul de pe pod. Nu mai avea nicio îndoială, doar că acum îmbătrânise rău de tot. Se apropie de bătrân și îl întrebă: ce ți-a făcut acest copilaș, omule, de ai vrut să-l lovești? Eu? Am vrut să-l lovesc? Ți-o fi părut? Ba, nu mi-a părut. Da, strigă celălalt deodată, am vrut să-l lovesc, ca să nu mai traverseze niciodată la verde. La verde? Se miră Călin. Păi, ești nebun, omule. Apoi nu mai zise nimic. Îl văzu pe bătrân atât de nenorocit încât i se făcu milă. Ridică pălăria și toiagul și îi le întinse. Ia-le și hai să te ajut. Tu? Făcu ochii cât cepele moșul. Să mă ajuți? Crezi că nu mi-am amintit? Urlă el deodată. An la rând am presimțit că nenorocirea îmi va veni de la tine și de la plozii tăi. Și iată că presimțirile mele s-au adeverit. Atâta timp nu am știut că ești cel de pe pod. Acum știu, mai nenorocit. Dar ce ți-am făcut, omule? Zău, nu pricep. Ce mi-ai făcut? Mai întrebi? Privește, nu mai am nimic. Mi-ați luat totul. Vino-ți în fire, omule, nu ți-am luat niciun capăt de ață. Ba, mi-ai luat. Ceea ce am avut eu, tu și țâncii tăi, nici în vis n-ați visat. Crima cea mare a voastră e că mi-ai dat jos pălăria. Odată cu pălăria au dispărut și celelalte. Te-ai răzbunat, pentru atunci, pe pod. Ești mulțumit? Nu știu dacă sunt mulțumit. Sunt însă convins că aiurești. Te văd bătrân, nenorocit și vreau să te ajut. Doamne, doamne, urlă bătrânul. Uită-te la el, e total imbecil. Ține una și bună, să te ajut, să te ajut. Nu am nevoie de ajutorul vostru, chiar nu înțelegi? Cei de-al de mine nu se dau bătuți așa de ușor. Noi vom fi întotdeauna pretutindeni, cu voia sau fără de voia celor de-al de tine. Alta e problema mea. O lăsă un pic mai moale la un moment dat moșul. Ascultă, vrei să-ți povestesc? Ce să-mi povestești, omule? Lasă-mă în pace, mă grăbesc, mă așteaptă copilul. Doar câteva vorbe, îl imploră fostul vecin pe Călin. Te rog, fii om, ascultă-mă. Bine, zi. Știi, începu bătrânul privind speriat prin părți, atunci, pe pod, mi-am strecurat și eu un buchețel în buzunar. Din acea clipă nu am mai avut liniște, nici zi, nici noapte. Visul mă omoară. Nici de cum nu pot să scap de blestematul de vis. Spune-mi, poate cunoști vreun remediu? Hai, tată, hai acasă! Îl tot trăgea între timp Gheorghiță pe Călin de mânecă. Avem o mare surpriză. Ce surpriză, Gheorghiță? Despre ce vorbești? Așteaptă. Bine, hai. Nu știu, moșule, se adresă Călin fostului său vecin. Zău, ți-aș fi spus, dar nu știu, nu pot. Nu poți? Îi strigă bătrânul din urmă. Nu știi? Ba le știți voi pe toate. Să fiți blestemați cu toții. Voi pleca de aici, dar ține minte, mă voi întoarce. Mă voi întoarce și mă voi răzbuna. Deodată Călin se opri. În fața ochilor îi veni imaginea unui băiat bondoc cu obrajii vișinii. Era vărul său mai mare, Toader. Toader se enerva foarte ușor. Țipa, bătea din piciorușe și mereu promitea tuturor că se va răzbuna. Copiii îl porecliseră Rotofei Ivanici după numele unui motănaș din poveste. În copilărie, părinții lui, împreună cu el, au plecat departe. De atunci, Călin nu a mai auzit nimic despre ei. Acum și-a amintit că atunci, pe pod, omul scund i s-a părut cunoscut.
El e vărul meu Toader. Doamne, ce se întâmplă cu lumea asta? Călin întoarse repede capul. Voia să-i zică moșului că sunt veri. Voia să-l îmbrățișeze și să-i amintească de copilărie. Dar pe locul unde o clipă în urmă fusese bătrânul, acum nu mai era nimeni. Tată, hai, iar te-ai oprit. Așteaptă, Gheorghiță, așteaptă. Tată, dar acasă avem o mare surpriză. Îmi vei spune pe urmă, Prâsleo, acum să trecem mai întâi pe la biserică. Ce biserică, tată? Nu înțelegi? Ba, înțeleg. Am de vorbit cu părintele Ion. În mica bisericuță, în afară de un bătrânel în sutană, nu mai era nimeni. Părinte, se apropie Călin de preot. Am venit, adică aș vrea să-ți povestesc ceva, un vis. Poate dumneata îmi vei putea tălmăci semnificația lui. Fiule, i-a răspuns părintele Ion, sunt doar un simplu slujitor al bisericii. Nu știu dacă mă pricep în vise, dar povestește. Călin i-a povestit. Începând cu întâmplarea de pe pod, i-a spus și despre buchetul de vise. Toată viața am visat un vis frumos, părinte. Niciodată nu am avut bogății și nici nu am râvnit la ele. Cea mai mare bogăție pentru mine au fost întotdeauna copiii. Dar, a continuat Călin, în vis se făcea că intru într-o casă dărăpânată pe din afară, înăuntru casei însă găseam bogății nemai văzute, nemai pomenite. Și toate bogățiile din vis erau parcă ale mele, părinte. Mi se spunea în vis că acea casă mi-era lăsată prin moștenire de către străbunii mei. Ce-o fi însemnând asta? E uluitoare povestea ta, fiule, i-a răspuns într-un târziu părintele. Un singur lucru aș putea să-ți spun. Nici o bogăție, nici o frumusețe din cele create aici pe pământ de mâna omului nu are atâta preț în comparație cu frumusețea și bogăția sufletului omenesc. Tot ce e frumos e har dumnezeiesc, fiule, și vine din sufletul omului. Sufletul e darul divin ce-l primește orice om de la Dumnezeu atunci când se naște. Puțini sunt cei ce părăsesc această lume cu sufletul la fel de curat ca la început. Omul, fiule, e ca o casă. Sufletul e interiorul acestei case. Depinde de fiecare dintre noi cum păstrăm curățenia lăcașului nostru sfânt. În lume sunt atâtea case părăsite, pângărite, atâția oameni fără de suflet, cu sufletele vândute diavolului. Oamenii ce își amintesc de sufletele lor doar când le bate ceasul de pe urmă. Călin și Prâslea au ieșit din biserică atunci când era deja întuneric. Înfloriseră merii și parfumul florilor îi îmbătau cu mireasma. Călin se simțea liniștit, cu sufletul împăcat. Hai, povestește, Prâsleo, îl îndemnă el pe băiat. Ce surpriză! Dar dacă m-am răzgândit, făcu pe șmecherul Prâslea. Nu mă necăji! Tată, sări în sus copilul de bucurie. Au venit! Cine a venit, copile? I se aprinse lui Călin inima. Băieți au venit, tată! Azi dimineață. Care băieți, Gheorghiță? Nu se dumerea Călin. Cum care? Ai uitat? Frații mei, tată. Bădița Ștefan, bădița Radu, badea Mircea, badea Vasile, bădița Ion și badea Mihai, tată. În noaptea aceea, băieții au stat de vorbă cu părinții lor până aproape de zori, la măsuța din umbra bătrânului stejar. V-a fost greu printre străini? I-a întrebat Călin pe feciorii mai mari. Greu, tată, foarte greu. Dar întotdeauna, când credeam că nu mai există ieșire, apărea un bătrânel cu fața cu minte și ne întindea o mână de ajutor. Acum suntem pe picioarele noastre, acolo, departe. Am reușit,
ne-am făurit o viață frumoasă. Atunci ați venit doar așa în vizită? Întrebă Călin cu tristețe în glas. Nu, tată, i-a răspuns Ștefan, băiatul mai mare. Am auzit despre Prâzlea și am hotărât să ne întoarcem acasă pentru totdeauna. Ne-am dat seama că aici am lăsat ceva fără de care, oriunde în altă parte, niciodată nu ne vom putea simți pe deplin fericiți. Și ce ați uitat voi acasă, băieți? Rădăcinile, tată, rădăcinile.